și Teodoros. Fără a fi renunțat la proza scurtă, de ce iubim femeile, frumoasele străine, ochiul căprui al dragostei noastre și melancolia. Din 2001 publică un jurnal ajuns acum la cel de-al patrulea volum, un om care scrie, jurnal 2011-2017. Cărțile sale au fost traduse în engleză, germană, italiană, franceză, suedeză, spaniolă, olandeză, polonă, portugheză, maghiară, ivrit, norvegiană, bulgară, slovenă, daneză, bască, rusă, greacă, turcă, croată, sârbă, catalană și altele, fiind premiate de Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România și din Republica Moldova, Ministerul Culturii, ASPRO, Asociația Scriitorilor din București, Asociația Editorilor din România, laureat al Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu pentru opera Omnia 2017. Pe plan internațional, Mircea Cărtărescu a fost distins cu numeroase premii. Bună seara! Bine ne-am găsit, bine ne-am regăsit mai degrabă de Ziua Națională a Lecturii într-un teatru care este prea puțin încăpător pentru câți cititori avem noi, nu-i așa, Mircea? Stimată doamnă președinte, dragi spectatori, iubiți cititori, ca să pomenim pe Ion Creangă, formidabilă idee de a face, de a decreta o zi națională a lecturii. Dacă mă gândesc bine, în an mai sunt alte 364 de zile în care, dacă fiecare dintre noi ar pune mâna pe carte, chiar că am deveni un neam foarte clar. De o seară, Republica Moldova devine și o republică a literelor. Bine ai venit, dragă Mircea Cărtărescu, în Republica Literelor Române Moldova. Mulțumesc mult, dragă Emil. Sunt foarte mândru că sunt cu tine pe scenă. Întotdeauna te-am apreciat ca pe un poet extraordinar și un mare om de cultură. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt foarte emoționat că ați venit în număr atât de mare să ne întâlnim în seara aceasta. Firește, mulțumesc doamnei președintă Maia Sandu, care m-a și primit dimineață, mi-a făcut o mare onoare. Și sper să avem o întâlnire foarte plăcută. Iar pentru asta va trebui să stăm pe așezate. Eu propun să vorbim pe așezatele. Okay. Visul e pentru mine o parte a realității, care este ea însăși un vis. Realitatea noastră cotidiană e o construcție extrem de complexă a minții și nu un dar simplu și firesc. Eu le primesc, vis și realitate, pe amândouă deodată, la oaltă cu multe altele. Amintirile străvechi, halucinațiile, marginea de neînțeles și miracolul lumii, emoțiile și tulburarea interioară, puterea de a imagina lumi noi și coerente. Eu cred în realitate, cred că ea spune ceva despre mine și despre om în general. Cred că literatura e o formă de cunoaștere la fel de bună ca matematica, știința, filozofia, teologia, desfrânarea sau asceza. Scriind, încerc să înțeleg animalul în pielea căruia trăiesc, spiritul în mintea căruia gândesc, pe mine însumi. Multă lume de la noi își vede, iată, visul cu ochii, înainte de a se fi cronicizat în chip de melancolie, ca să citesc, în chip de nostalgie, mai degrabă, ca să citesc cele două cărți, care sunt una, de fapt. Acum, iertă-mi-se că nu încep cronologic și sar de-a dreptul în cântul al șaptelea din Levantul, unde se deschide o poartă largă în oglezna fecioarei. Manoil condus de ninfă străbătură sale varii până ajunseră într-una, înaltă, spartă în diamant. E o singură statuă pe un pedestal gigant. Este primul din cei șapte corifei și cel mai tiner, cel mai nobil din amanții muselor și zinei vineri.
E o distanță de câteva decenii dintre aceste versuri scrise într-o bucătărioară din București și această sală înaltă a Teatrului Național Mihai Eminescu. Îți puteai imagina, Mirce, la sfârșitul anilor 80, un salt atât de spectaculos, un scenariu care este mut peste cărțile tale. Emil, știi foarte bine răspunsul la întrebarea asta. Niciunul dintre noi nu ne puteam imagina așa ceva. De fapt, nu ne puteam imagina nici măcar că vom călători vreodată peste granițele țării. Nu ne imaginam nici că ne va lua cineva în seamă bietele noastre cărticele de versuri pe care le publicam în vremurile tinereții, la sfârșitul facultății și la adânci tinereți. La adânci bătrâneți, da. Ce să spun, pentru mine într-adevăr este o minune că s-a întâmplat acest lucru. Este o minune care se poate explica prin prin istoria pe care am trăit-o cu toții, prin faptul că a existat o revoluție, prin faptul că mai târziu din România am intrat în Uniunea Europeană, ceea ce vă doresc din toată inima și dumneavoastră. Va fi un moment de imensă sărbătoare și imensă ușurare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și ca urmare a acestui șir de minuni, iată-ne și pe noi, stând pe scenă, discutând cu publicul, bucuroși că atât de multă lume a venit să ne vadă, gata să să-i luminăm pe oameni și să-i bucurăm cu câteva cuvinte calde și bune din partea noastră, cu povești, cu lucruri pe care poate alții le știu mai puțin decât noi, dar pe care suntem gata să le împărtășim tuturor. Foarte tare țin la faptul că să spunem niște povești despre care știm mai degrabă din auzite sau din vari surse, nu întotdeauna din primă sursă. Cei care au intrat nemijlocit în literele române după anii 90, bun, am comunicat pe la târguri de carte, știi foarte bine că ne-am întâlnit de foarte multe ori, pe la festivaluri de literatură, dar perioada aceea de până la 89, practic am trăit în lumi paralele, mai mult decât atât. Din acele lumi paralele, cel puțin spre noi, ajungea ceva, dar ajungea mai degrabă cenaclul flacăra joi și nu cenaclul de luni. Adică despre cenaclul luni am auzit foarte puțină lume. Și felul ăsta, filtrul ăsta în care ajungea, până și ceea ce ajungea era o realitate controlată. Asta de busola, pentru că era pentru noi poeții din aceeași generație. Deci a trebuit să ne regăsim cumva abia după 90, când s-a făcut cel puțin din punct de vedere cultural pasul spre normalitate. Anul 89 într-adevăr a fost anul când Dumnezeu a fost român și este european, țin foarte mult și la acest aspect, pentru că s-a deschis întreaga lume. Hai să refacem puțin atmosfera înainte de a intra. Deci, cu ce așteptări venea România spre Republica Moldova după 90? Așteptările noastre ți le voi spune pe parcurs. Pentru mine, tot ce s-a petrecut înainte de decembrie 1989 este, aș spune, nici măcar o lume paralelă, ci mai curând o viață anterioară. Mi-amintesc toate poncifele comunismului pe care l-am trăit și voi și noi în perioada aceea, ca fiind absurde și ciudate, ca într-un science fiction, ca într-o lume străină, ca pe altă planetă. Făceam acum câteva zile liste cu cuvinte și lucruri care existau pe atunci, le știa toată lumea și astăzi nu mai există. Astăzi oamenii tineri nu mai știu ce este aceea alimentara, gostatul, nenumărate alte lucruri, acea glucoză pe care o mâncam în loc de ciocolată, tot felul de alte lucruri, plasele de rafie, sacoșele de rafie, care pe atunci formau realitatea de fiecare zi și care astăzi nu mai înseamnă nimic. Sunt ca o lume dispărută, ciudată, bizară, cu legile ei proprii, cu interrelaționarea proprie dintre oameni, etc. Iar în domeniul literar,
noi am nimerit în acea lume. Eram niște oameni tineri, în timpul facultății, colegii mei din facultatea de litere, cei de la filozofie, noi ne adunam în grupuri literare, încercând, pe de-o parte, să înțelegem ceva din lumea din jurul nostru, care pentru noi nu însemna absolut nimic, era ceva bizar, pentru că noi trăiam în cărți, nu trăiam în realitatea de zi cu zi, și pe de altă parte, să încercăm să schimbăm tot ceea ce ni se părea nou rău și neplăcut și rămas în urmă în literatura română. Noi atunci am încercat să constituim în România, dar și în Republica Moldova, o generație nouă și revoluționară. Înainte de Revoluția Social-Politică ce s-a petrecut în 89, noi am făcut altă revoluție. O revoluție petrecută în jurul lui 1980 și care era o revoluție culturală și literară. Noi am considerat că literatura care se scria înaintea noastră, chiar și cu vârfurile ei, cu mari scriitori cunoscuți din acea vreme, nu era o literatură cu adevărat contemporană cu noi. Era o literatură rămasă în urmă. Și era și normal să fie așa, pentru că România era o închisoare. Era un loc izolat. Era în spatele cortinei de fier. Marile cărți care se scriau în acel moment în Italia, în Franța, în Germania, ca să nu mai vorbesc de Statele Unite, nu ajungeau în România. Noi nu știam ce se face dincolo. Noi știam doar că se fac lucruri dincolo de imaginabil. Și atunci încercam și noi să producem o literatură care să spargă tiparele, să nu mai aibă nicio legătură cu cerințele, mă rog, epocii, cu ceea ce cereau culturnicii de la artă, cu înregimentarea scriitorilor, cu tot sistemul acela de lașități și de micime sufletească care exista în acea vreme, și să facem odată o literatură mare. Noi asta am vrut să facem. Era un joc de copii, era o copilărie, dar voiam să facem literatură mare. Țin minte că la un moment dat, așa cum probabil fac toți tinerii din lume, eram adunați la o cârciumă în jurul paharilor cu vin și ne spuneam: noi facem aici cea mai mare poezie din lume. Aici, la masa asta, sunt cel puțin două premii Nobel. Aici, la masa asta... Aici, eu zic la chiar la masa asta, ca să nu mai... Bine ar fi, Emile. Aici, la masa asta, este viitorul ministru al culturii. Aici, la masa asta, este viitorul președinte al Academiei Române. Eram niște puști, niște copii, dar aveam aceste visuri mari, gândeam mare. Și cel mai mare vis al nostru era să facem o poezie, fiindcă eram poeți în primul rând, o poezie altfel. O poezie care să nu mai fie despre pășuni, păduri, nu mai zic de patrie, de partid și așa mai departe, ci o poezie care în comparație cu ce se făcea să fie ca tenisul pe asfalt în comparație cu tenisul pe iarbă. O poezie mai rapidă, mai dură, mai la scara 1:1, mai adaptată realității adevărate. Nu neapărat cea socialistă din România, ci mai curând cele occidentale. Dar, Mircea, ați avut șansa extraordinară a unor cenacluri în care v-ați regăsit, și dacă mă gândesc bine, deci cenaclul de luni de la București, Echinoxul de la Cluj cu Jean Pop într-o formă, ești cu Marian Papahage și alți câțiva profesori, Ion Vartic, bineînțeles, Dialogul de la Iași și alte câteva. Acum o să te surprind, am discutat puțin înainte de asta, doar ți-am... așa, te-am intrigat mai degrabă. Deci, apropo de conștiința acestei generații care vroia să facă o poezie altfel. Eram prin anii 90 în casele eu mureșan și având mică insomnie așa până spre dimineață, ce puteam să fac? M-am uitat în biblioteca lui și am găsit Farul Vitrine Fotografii, volumul de debut al lui Mircea. Și Mircea Cărtărescu îi scria, în nota bene, m-am uitat exact și data, în 1980 îi scria lui Ion Mureșan următoare dedicație pe carte. Lui Ion Mureșan, a cărui carte de iarnă va fi un mare eveniment. S-ar putea să găsesc un... Deci, conștiința aceasta a unei generații care erau generații de navetiști în mare parte, dar care
cumva, deci, schimba fața României. Cum v-ați amirosit? Cum v-ați adunat? Știu de Cenaclu, dar cum ați știut unii de alții la Cluj, la București, la Timișoara? Tu ai foarte mare dreptate când spui că a fost o generație națională. Nu a fost doar un nucleu bucureștean sau unul clujean sau unul ieșan și așa mai departe, ci s-a întâmplat să fie, e întâmplare în mare parte, s-a întâmplat să fie la un moment dat, în jurul lui 1980, o adevărată pepinieră de mari talente literare în România. S-a întâmplat, au ieșit ca ciupercile după ploaie, într-un mod, aș spune eu, tragic, pentru că vremurile erau absolut împotriva acestui gen de literatură. A fost poate o reacție de contracultură, să spunem așa, ca în Statele Unite, ca generația, știu eu, mari muzici rock, ca generația Flower Power. A fost o generație spontană care a apărut în jurul unor mari profesori, și cred că este foarte important să spunem lucrul acesta, a apărut în jurul unor mari profesori care nu doar că ne-au sfătuit, nu doar că ne-au educat în spiritul liberalismului, în sensul cel mai larg al cuvântului, al valorilor europene, al drepturilor omului și așa mai departe, dar au ținut și spatele. Asta era important în acea vreme. Au ținut spatele împotriva culturnicilor. La facultate, la noi, la litere, bineînțeles că răspundea cineva de la partid, de facultatea respectivă. Vreau să-ți spun, Emil, că Nicolae Manolescu, care conducea Cenaclul de luni, Eugen Simion, Mircea Martin, marii noștri profesori, vorbeau săptămânal sau lunar cu acei culturnici cu capete pătrate, încercând să-i convingă că viitorul literaturii române sunt puștii aceia pletoși cu blugi pe care nu dădea nimeni doi bani și care scriau literatură pe un colț de masă, pe șervețele, cum am discutat noi înainte. Și, într-un fel, chiar și reușeau să-i convingă, pentru că nu toți acei culturnici erau niște imbecili. Unii dintre ei erau și ei oameni de cultură sau erau oameni care își făceau educația în mers. Erau cenzori, dar nu toți erau la fel. Erau cenzori mai buni și cenzori mai delăsători, să spunem, sau chiar unii binevoitori. Și dacă nimereai la unul mai binevoitor, era bine. Cartea ta, sigur, era mutilată, pentru că nu putea apărea o carte nemutilată în epoca aceea, dar era mutilată mai cu milă decât în cazul altor cenzori care nu-ți publicau cartea de la început. Oricum, noi nu ne gândeam să publicăm pe vremea aceea. Noi ne adunam în cenacluri, în cercuri literare, ca să ne citim unii altora poeziile. Ăsta era scopul nostru. Ne adunam la cenacluri de luni câțiva prieteni, prieteni apropiați, prieteni foarte buni. Asta cred eu că a fost lucru foarte important al generației noastre, prietenia. E o prietenie care a durat până azi. Deci eu, dacă mă întâlnesc cu Florin Iaru pe stradă, ne îmbrățișăm. Chiar dacă nu am fost întotdeauna de acord cu părerile politice ale celuilalt, cu părerile literare și așa mai departe. Dacă mă văd cu Matei Vișniec, marele meu prieten, de asemenea ne îmbrățișăm și depunem amintiri din vremurile acelea, ca doi soldați din al doilea război mondial care se văd și spun: ții minte cum a fost la Stalingrad, ții minte cum a fost la, mai știu eu, în cealaltă parte. Și așa împărtășim cu nostalgie părerile. Eram un grup de oameni foarte curați, foarte curați, foarte neideologizați. Cred că am fost prima generație care a scăpat cu desăvârșire de orice, știu, pată de grăsime pe care ți-o lasă ideologia pe creștet, într-un fel. Nu, noi eram, cred că dacă nu ne țineau spatele acești oameni, Crohmălnicianu, Manolescu, Simion, eu cred că pe noi ne lua poliția până la urmă. Cred că ne arestau. Bun, pentru pe săracul Florin l-a și luat poliția, știi foarte bine povestea, sigur, din 89.
Apropo de ce spuneai de lipsa de pată, am remarcat, uitându-mă la volumele voastre de debut și al lui Florin și al lui Tete Coșoveni și al lui Nino și ale tale, deci cărți, nu existau poeme locomotiva, adică nu e nimic, nu e un poem ideologic pus în capul cărții ca să promoveze carte. Și asta deja era extraordinar. Deci prin asta se simțea o atitudine tranșantă. Nu acceptăm niciun fel de pact cu realitatea aia impusă. Și că vine în continuare, apropo de ce spuneai, pentru mine a fost foarte interesant să constat că după ce că ați debutat în volume, deja era, deci, apariția cărții tale, exista cartea lui Iomureșan, Florin și Tete Coșovei, alți câțiva, ați simțit nevoia unor antologii. Mă gândesc la momentul magic al Aer cu diamante. Titlul este absolut excepțional într-o Românie ceaușistă, într-o Românie foarte, foarte beton, foarte, foarte stinsă deja, din punct de vedere al entuziasmului cultural, apare un Aer cu diamante care duce cu gândul foarte departe. Și dă-mi voie, te rog, pentru că ai pomenit de Nicolae Manolescu, să citezi acea secvență foarte interesantă a lui Nicolae Manolescu din prefață. Nu știu dacă poeții Cenaclu de Luni vor fi considerați cândva a fi format nucleul unei noi promoții sau generații literare. Tot ce pot spune deocamdată este că ei au conștiința unui alt fel, unui fel comun de a înțelege și de a face poezia și că între poezia lor și poezia celor care îi preced există suficiente deosebiri spre a întemeia pe ele ideea unei schimbări de generații literare. De fapt, că eu cred că este vorba de o schimbare de paradigmă. Firește, este o schimbare de paradigmă, care este schimbarea, metaforic vorbind, trecerii de la costum la blugi. Asta este esențial schimbarea. Toți scriitorii dinaintea noastră erau oameni serioși. Purtau costum și cravată, erau integrați unui sistem mai vechi, de conduită din toate punctele de vedere, inclusiv vestimentară. Noi eram de la Woodstock. Eram flower power, eram, tu și arăți, și acum arăți așa, ai putea să fii beatnik serios. Luați-mă obzecist, da. post-factum, deși sunt obzecist da, cu alte și regulă. Și dacă cineva își poate imagina, la un moment dat și eu am purtat părul la fel de lung ca lui Emil. Era epoca în care milițienii în București umblau cu foarfeca în buzunar și dacă vedeau un tânăr pletos, acolo pe stradă îi făceau o cruce în cap, îi tăiau șuvițele așa încât se făceau o cruce cheală în cap. Și de asemenea, când vedeau o fată cu mini-jup, am văzut cu ochii mei acest lucru, scoteau de asemenea foarfeca și îi tăiau fusta în plină stradă de la margine până sus, până la talie. În acea epocă ne-am găsit și noi să fim pletoși, mustăcioși, bărboși și, ce să spun, nici măcar sfidare nu era. Era modul nostru de viață, natural. Așa trebuia să arătăm, așa trebuia să fim. Așa eram interior, niște răzvrătiți. Așa arătam și în afară. Iar poezia noastră era la fel. Ai pomenit câțiva mari prieteni ai mei din București, din păcate mulți dintre ei dispăruți înainte de vreme, Ion Stratan, un mare poet din Ploiești, Alexandru Mușina, George Crăciun, Mircea Nedelciu, floarea, aș spune eu, a generației mele, nu mai este pe lume. Și ăsta Madre este... Marin, apropo, pe 10 februarie ar fi împlinit 68 de ani Madre Marin. Mariana Marin, colega mea de an și de bancă câteodată. O ființă extraordinară pe care mi-o amintesc și o visez foarte des, ca și pe ceilalți, cum ți-am spus despre Mircea Nedelciu. Oameni absolut minunați de la care am învățat foarte mult. Am învățat enorm de la acești tineri colegi ai mei, cu care îmi petreceam nu numai seriile de cenaclu o dată pe săptămână. Cel mai bun prieten al meu a fost Traian Tecoșovei, de care am fost nedespărțit timp de 2 sau 3 ani, văzându-ne în fiecare zi. În fiecare zi ne vedeam, umblam pe străzile Bucureștiului și ne spuneam versuri, unul altuia. Inventam poezii pe stradă. Rămâneam uimiți, cu gura căscată, din când în când, de ce poate să scoată celălalt. De pildă, țin minte că, la un moment dat, ne plimbam printr-un cimitir de locomotive.
lângă Gara de Nord, la Gara Basarab, erau niște locomotive din alea cu aburi străvechi, căzute, prăbușite, ca niște pterodactili, ca niște elefanți uriași care zăceau pe pământ. Și acolo mi-aduc aminte că ne-am suit pe acele locomotive, am și făcut o poză după aia pe spatele antologiei Aer cu Diamante, și atunci Traian mi-a recitat faimosului vers: nu plânge, o lacrima ta e mai prețioasă decât un pod de cale ferată. Un vers extraordinar. Cui ar fi trecut prin cap să compare o lacrimă cu un pod de cale ferată? Lui Gustave Eiffel. Exact, da. Și așa mai departe. Toți, fiecare era altfel. Florin Iaru era o flacără vie. Așa a rămas. Așa a rămas până, așa a rămas până astăzi. Striga, țipa, dădea din mâini, arunca din mâini, se suia pe mese și dansa pe mese. Făcea toate nefăcutele cu putință. Era un spirit de avangardă pur, ca Tristan Țara, ca Ilarie Voronca și atâția inși. Coșovei era altfel. El era un miniaturist al poeziei. Poemele lui sunt câștigă în timp, câștigă foarte mult. Pe măsură ce trece timpul sunt tot mai bune, ca vinul. Și el era de asemenea un spirit fantast. Mi se pare un personaj din Craia de Curtea Veche, după felul în care era îmbrăcat, da, după prețiozitatea manierilor sale, după limbaj, da, și poezia lui, care este extraordinară tocmai prin acel material foarte prețios din care este făcută. Da, ce bine l-ai definit. Într-adevăr, n-o să uit niciodată când a intrat la Capșa, unde noi ne făceam veacul acolo lângă facultate, a intrat cu părul numai inele făcut cu drotul, făcut cu fierul. Eu beam vodcă, beam pe atunci cu Mariana Marin. Eram la masă. Noblesse oblige. Și când l-a văzut Mariana Marin, a izbucnit în niște hohote de râs de nu se mai putea opri, pur și simplu, și Traian s-a înverzit la față, s-a supărat foarte tare, s-a întors și a plecat, n-a mai venit cu noi la masă. Și Mariana Marin, spiritul cel mai înaripat, aș spune eu, al poeziei obzeciste, nici nu seamănă, de fapt, într-un fel cu poezia obzecistă, ea scrie o poezie epică, o poezie de mare verticalitate morală, diferită de cea a poeților obzeciști, dar ea atunci, eu n-am fost niciodată mare băutor, dar mergeam cu prietenii mei la aceste localuri unde petreceam, și ea atunci, n-o să uit niciodată, trebuia să se mărite. Trebuia să se mărite cu Radu Călin Cristea, colegul nostru de Cenaclu. Și avea banii la ea să-i cumpere lui Radu costum de ginere și pantofi. Și la un moment dat noi rămânem fără bani și Madi mai voia o vodcă și zicea: o să renunț la un pantof al lui Radu. Și a scos banii cât ar fi costat pantofii. I-am băut pantofii. Cu șireturi? După vreo două ore zice: găsim noi și alți pantaloni pentru Radu, hai să bem și pantaloni. Și până la urmă i-am băut și costumul și mai rămânea foarte puțin să-l bem pe Radu în întregime. Da, cred că sunt... am cunoscut-o exact așa, deci prin 95, la o terasă cu Tete Coșovei, cu Florin Iaru, cu Ioan Flora, cu Madi Marin, și au stat cu mine până dimineața, pentru că abia dimineața aveam avion spre Paris și au zis că nu putem să te lăsăm singur în București, stăm cu tine. Și am simțit pe pielea mea ce înseamnă solidaritatea de poeți adevărați, care pur și simplu te fac să te simți printre ai tăi. Și apropo de treaba asta, hai, am zis de anul 82, deci Aer cu Diamante, este anul în care am apărut două antologii importante, antologia 5, cu Madi Marin, cu Ion Bogdan Lefter, cu Alexandru Mușina, cu Romulus Bucur și Bogdan Ghiu. Și Vânt potrivit până la tare, 82, în traducerea lui Ioan Mușlea, poezia de tineri poeți germani, care mi se pare absolut extraordinară. Dacă în Aer cu Diamante, poezia voastră celor patru, de exemplu, ca, cu asta pornisim, este
foarte diferit de tot, este foarte diferit din punct de vedere estetic, în primul rând, al scriturii, de tot ce s-a scris până atunci, în Vânt potrivit până la tare, este foarte pregnantă dimensiune estetică. Poeții, tinerii poeți germani luau în răspăr realitatea românească din acea perioadă și cu texte foarte concise, cu aia poemul cel cu câinele care mușcă, spuneau de fapt un mesaj foarte tranșant. Adică era senzația mea citind peste ani de zile acea antologică, acești oameni nu făceau niciun fel de concese față de realitate și erau gata oricând să fie inclusiv expulzați din acea realitate. De asta spuneam că generația 80 a fost una națională și n-a cuprins numai limba română, tu ai foarte mare dreptate, și poeții germani din România din acel moment și cei maghiari scriau aproape la fel. Încercau să schimbe fața literaturii și mai ales fața poeziei, pentru că erau poeți. Și acest Vânt potrivit până la tare, cuprinzând poeți extraordinari ca Rolf Bosser sau Richard Wagner, și mulți alții, Peter Plesac, încă vreo 10, Johann Lippert și mulți alții, venea însă pe altă tradiție. Venea pe o tradiție germană a poeziei sociale, a poeziei sociale și etice, cum spui tu, fără imagini, poezia noastră era plină de imagini, era una bitnică, Ginsberg, Ferlinghetti și așa mai departe. Ei veneau pe altă filieră. Așa încât, într-un fel, se completau cu poezia noastră. Ei făceau o poezie fără imagini, ca și când în grafică ei ar fi făcut numai desen în tuș, pe când noi eram coloriști. Asta este diferența și mă bucur foarte mult că a fost așa, pentru că ne completam unii pe alții. Ei au plecat toți în Germania. Cred că n-a rămas decât Helmut Britz, a rămas o vreme în România, dar toți ceilalți au plecat. Era și Anemone Lațina, o poetă extraordinară, și au umplut Germania de spiritul poeziei românești, germane din România, vreau să spun. Una dintre ei, cei care au făcut acțiuni grupe Banat, una dintre ei a luat în cele din urmă premiul Nobel, Hertha Müller, sigur. Și a făcut cunoscută această mișcare în Germania și în întreaga lume. Hertha Müller vorbește foarte interesant despre generația aceasta în Animalul inimii, un roman extraordinar prin puterea metaforică. Cred că este cel mai poetic roman al Hertha Müller. Am văzut și o altă traducere, Inima Animalul, ceva de felul ăsta. Deci, Animalul inimii, jucat cuvântul. Este perioada în care poeții încă visează. Pe de altă parte, este și perioada în care deja pun niște mari glorii. Și dăm voie să citez o ultimă dată din Nicolae Manolescu, din acea prefață la Aer cu diamante. Spune la un moment dat Nicolae Manolescu: de la Nichita Stănescu niciun poet nu este mai modern în limbaj decât Cărtărescu. Imaginația lexicală este la Cărtărescu nesfârșită. Este anul, repet, 82, trăia încă Nichita Stănescu, care luase în 81 premiul de la Struga, deci cununa de aur de la Struga, tu l-ai cunoscut. Mai mult decât atât, tu scrii în pururi tânări fășoat un pixel, ai un text, ultimul mare modernist. Cum era? Pentru că aici au circulat o mulțime de legende despre Nichita. A și fost Nichita Stănescu la Chișinău în 76. Inclusiv nepoții cerului care l-au cunoscut povestesc cum au băut cu bătrânul Nichita, că așa se spunea. Deci, cum a fost, de fapt, în raport cu generația ta? Matei a vorbit foarte fain despre Nichita. Am auzit-o pe Magda Cârneci povestind alte istorii. Tu care ai... Primul lucru pe care vreau să ți-l spun și să vi-l spun și dumneavoastră este că Nichita Stănescu a fost un geniu. Punct. Period. Nu se poate spune mai mult. Pot să spun că în această viață am dat mâna cu două genii. Unul a fost Nichita Stănescu și altul Bob Dylan. M-am dat mâna întâmplător și, cum să spun, casual așa cu el, pentru că mă aflam în Iowa City, unde aveam o bursă, când a venit din întâmplare Bob Dylan și a ținut un concert acolo. Și la sfârșitul concertului s-au îngrămădit foarte mulți pe scenă, ridicând mâna așa, să simtă măcar o clipă mâna geniului.
Și o clipă, o secundă, mâna lui Bob Dylan s-a odihnit și în mâna mea. Sigur că nu m-am spălat pe mâini după aceea o lună întreagă. Și prietenii mei râdeau de mine spunându-mi că geniul nu se ia prin strângere de mână. Dar a fost un moment auroral pentru mine. Iar cu Nikita este așa. Nikita scrie, după părerea mea, o poezie care în cea mai bună direcție a sa este filozofie. Nu este poezie, este filozofie curată, este filozofie înaltă, este comparabilă cu filozofia lui Ludwig Wittgenstein, de pildă, sau cu filozofia presocraticilor, Anaximene, Anaximandru și așa mai departe. Deci el, la el este de apreciat, în primul rând, puterea de gândire, puterea extraordinară de gândire. Aș spune eu, neobișnuită și genială până la urmă. El putea, și a demonstrat acest lucru în 11 elegii, în dreptul la timp, mai ales în Laus Ptolomei, spun eu, el putea să ducă un gând, nu până la capăt, cum unii dintre noi pot să-l ducă, ci dincolo de orice capăt, în metafizic și în experiență psihedelică pură, aș spune eu. Iar al doilea lucru pentru care noi trebuie să venerăm această poezie este puterea lui de a sfârma cuvintele și a construi imposibile, cel puțin în limba română, formule de cuvinte. Ce poate să facă el cu aceste cuvinte este dincolo de imaginație. Și o să vă recit o poezie a lui, ca să vedeți la ce mă refer. Poezia se numește Doină și este așa. Mi se face toamnă bătând înspre iarnă, toamna cucului și a străinului. Mi se face iarbă, mi se face capră și mi se mai face noie în șapte arce printre dobitoace, dragi de animale de ale dumisale. Ah, veniți-vă și muriți-mă și muriți-mă. Ei, cum poate spune cineva în limba română mi se face iarbă? Noi știm că asta este o expresie verbală impersonală care nu acceptă decât anumite contexte lingvistice. Mi se face somn, mi se face foame, mi se face sete, mi se face greață și așa mai departe. Cum pot spune mi se face toamnă? Este o fractură genială în structura, aș spune eu, nucleară a limbii române. Acest lucru nu l-a făcut nimeni înaintea lui. Nici măcar Arghezi, care a fost cel mai mare inovator în poezia modernă, nu a ajuns niciodată până acolo să sfărâme, de fapt, sintaxa românească și morfologia românească, în felul acesta în care se pot scoate efecte formidabile și de neconceput pentru alți poeți. Mi se face toamnă. Este extraordinar, e un vers extraordinar. Sau veniți-vă și muriți-mă. Nu poți să mori pe cineva, poți să vezi pe cineva, poți să auzi pe cineva, dar cum îl poți muri? Iată iarăși produsul unei minți extraordinare. Și dacă mai permiți o clipă, Emil, aș vrea să vă povestesc și dumneavoastră una dintre întâlnirile mele cu Nikita Stănescu, așa cum am povestit-o în repetate rânduri și altora, dar este atât de frumoasă încât merită să vă spun și dumneavoastră. Eu am fost întotdeauna un om timid. N-am trăit între scriitori și nici acum nu trăiesc între scriitori. M-am ferit de lumea literară. Toți colegii mei se duceau la Nikita. Nikita ținea casă deschisă, acolo în centru orașului, la piața... Amzei. La două noapte, la trei noapte, dacă te duceai la el, te primea. Și erau câte 15-20 de oameni care stăteau, bineînțeles, și informatori și securiști. Erau toți grămadă acolo și admiratori de toate felurile. Și el stătea, bea, bineînțeles, și vorbea. Și fiecare cuvânt al lui era poezie. El nu știa să vorbească normal. El vorbea exact cum scria. Și scria cum vorbea. Și, în schimb, la un moment dat m-a dus Traian, cu care eram prieten și ne vedeam zilnic, m-a dus la restaurantul Uniunii Scriitorilor
Și s-a întâmplat să stau la o masă unde era și Nikita, înconjurat de admirator, că el nu era niciodată singur, vă dați seama. Și acolo toți vorbeau cu el, încercau să-l flateze, rămâneau uimiți de ce spunea, iar eu tăceam, ca și când aș fi fost în fața lui Shakespeare sau în fața lui Eminescu, vă dați seama. Să-l văd pe Nikita Stănescu, nu-mi venea să cred, era idolul meu. Și el la un moment dat a observat că eu tac. Și s-a gândit că poate, fiind un tânăr poet, poate nu-mi place cum scrie el, poate sunt împotriva lui. Și îmi zice, nu o să uit niciodată. El vorbea rău, pentru că era alcoolic și nu avea niciun dinte în gură când l-am cunoscut eu și nu putea să se exprime bine și tărăgăna cuvintele. Zice, bătrâne, zice, da, tu de ce taci? Mă urăști? Și eu zic, nu, dimpotrivă, domnule Nikita Stănescu, eu tac pentru că vă admir prea mult, de ce să consum timpul în care ați putea vorbi dumneavoastră? La care se încruntă, se uită încă o dată la mine și zice, bătrâne, tu îmi vorbești cu dumneavoastră? Și zic, dar cum să vă vorbesc? Spune-mi tu, bătrâne! Zic, nu pot, domnule Nikita Stănescu, am încercat, dar nu pot, vă admir prea tare. La care el se uită la mine cu ochii lui albaștri și pătrunzători, foarte depărtați ca ochii îngerilor, așa era. Și zice, ia ascultă, tu crezi în Dumnezeu? Și eu zic, da. Și te rogi lui Dumnezeu? Zic, da, câteodată. Și bătrâne, cum îi spui tu lui Dumnezeu, tu sau dumneavoastră când te rogi? Eu am început să râd că mi-am dat seama unde bate și zic, tu, Doamne. Păi, bă, bătrâne, dacă tu lui Dumnezeu îi spui tu, mie de ce-mi zici dumneavoastră? Zim tu, bătrâne. Te înțeleg foarte bine, apropo, când te pomenești față de Nikita Stănescu, pentru că la rândul prin 99, mi se pare, fiind invitat la Sibiu la un festival, l-am rugat foarte tare pe Dumitru Chioaru să mergem la Mircea Ivănescu, pe care îl citisim cap-coadă. Am rămas și acum, că pentru mine este referința, una din referințele majore. Știu și ai și tu poveste cu Mircea foarte frumoasă, cu Mircea Ivănescu. O să te rog să o spui. Și am petrecut la el în casă, la Mircea Ivănescu, vreo două ori și ceva, ca într-un fel de chihlimbar de lumină. Era și o lumină după amiază, venea și intra în octombrie, o lumină de asta foarte caldă, nestridente, și Mircea Ivănescu aproape plutea prin aer. Deci am avut senzația de ceva ireal, dar pe de altă parte, ce am făcut? Ca orice om care de acasă și-a pus gând bun să ajungă la Mircea Ivănescu, am luat o carte din bibliotecă de Mircea Ivănescu și l-am rugat să semneze. Ca, într-un fel, ca și cum asta ar fi compensat, asta să mă ciupesc, să mă convinc că există într-adevăr. De ce spun asta? Pentru că mă gândesc, uite, în anii, sfârșitul anilor 80, e în viață Mircea Ivănescu, Leonid Dimov până în 87, Mircea Horia Simionescu, Ileana Mălăncioiu și acum în viață are 80 și ceva de ani, Emil Brumaru. Pentru noi sunt zei, adică pe bune. Pe unii dintre ei am apucat să-i cunoaștem deja după 90. Spune-mi, te rog, da, acum iarăși nu facem istorie, literatură, ceea ce simțim pe viu, se simțea prezența lor în spațiu, chiar dacă nu mergeai la scritor, dar în spațiu cultural, felul în care ei funcționau, felul în care ei, vorba bine, sfințeau locul în acea perioadă, foarte întunecată, altminteri. Da, după părerea mea, atunci exista o viață literară și o lume literară, pe când acum nu mai există. După părerea mea, s-ar putea să greșesc. Dar atunci îi vedeai pe toți acești oameni. Ei erau o prezență. Se adunau cu toții, îi vedeai adunându-se cu toții la restaurantul Uniunii Scriitorilor și dacă vrei să cunoști scriitori, pe aproape toți îi găseai acolo. Și fiecare cu ciudățeniile lui, cu nebuniile lui. Era o lume foarte pitorească, aș spune. Fiecare dintre acești autori pe care tu i-ai pomenit și mulți alții erau ca niște personaje de roman.
Lăsând la o parte frumusețea extraordinară a unora dintre operele lor, dar ei ca oameni erau extraordinari. Dacă îmi permit să mai spun niște povești așa pe care le-am mai văzut cu ochii mei, ca să distrăm puțin publicul și să destindem puțin atmosfera, eu am văzut o scenă formidabilă la restaurantul Uniunii Scriitorilor, în care protagoniști au fost Fănuș Neagu, pictorul Pucă, Florin Pucă, și încă cineva, Nicolae Velea, cred că a fost. Trei mari bețivi, mari bețivi, cum nu vă imaginați. Erau în stare tot așa, să bea costumele proprii și să rămână în pielea goală. Ei, era iarnă. Și acești trei oameni, sigur toată lumea era în interior, în restaurant, acești trei oameni au cerut să li se pună o masă afară, în zăpadă. Era iarnă și ningea, era decembrie. I-au cerut să li se pună o masă afară și îmbrăcați în paltoane și cu căciulii de astrahan pe cap, au ieșit afară să bea. Și la un moment dat, noi ne uitam pe geam la ei și ne hlizeam, vă dați seama. Râdeam cu toții. Și la un moment dat s-a întâmplat o chestie extraordinară. Fănuș Neagu n-a mai putut să ridice mâna cu paharul până la gură. Atât de beat era. Și atunci a făcut o invenție și a scos fularul de la gât și a legat mâna cu fularul și a trecut fularul după gât și trăgea de fular așa și ducea paharul la gură. Și după aceea, văzând că îi merge, și ceilalți doi au făcut același lucru. Cu același fular? Întrebare. Nu, cu fularele lor proprii. Și erau ca niște marionete, trăgeau de fular și beau din pahar. Asta am văzut cu ochii mei și sunt mărturie. Și multe alte lucruri. Era un poet, nu mai știu cum se numea, dar îi se zicea Ahoe. Tudor George, Ahoe. El când intra, el fusese rugbyist, făcuse rugby. Și când intra în restaurant, urla cât putea, Ahoe! Ăsta era salutul lui. Odată s-au spart geamurile. Da, ca la... A marcat un gol. Ca la primadone, așa. Era un om foarte de treabă, numai că avea obiceiul acesta groaznic, pentru că te speriai. Cineva care avea probleme cu inima putea face atac de cord. Urla cât putea Ahoe. Și nenumărați alții. Și acum, fiindcă l-ai pomenit pe Dimov, vreau să spun și eu, pentru că nu l-am cunoscut bine pe Mircea Ivănescu, dar l-am cunoscut bine pe Dimov. Eram oarecum vecin cu el și l-am cunoscut în felul următor. Pe când scriam Levantul, locuiam într-un bloc îngrozitor, absolut îngrozitor, un bloc muncitoresc, unde am măsurat cu echierul, nu era niciun singur unghi drept. Toate zidurile erau strâmbe. Totul era strâmb, ușile erau strâmbe, geamurile erau strâmbe. Stăteam la etajul 8, sub tabla aia de pe acoperiș, vara nu puteai să stai de căldură, iarna nu puteai să stai de frig. Și n-aveam telefon, nu mergea liftul, de la etajul 8 până jos, iar în sus, iar în jos, iar în sus pe scări. Și atunci, de multe ori, ieșeam să mă plimb, că nu mai suportam recluziunea aia din apartamentul ăla mizerabil de 30 de metri pătrați unde locuiam. Și coboram și o luam la plimbare. Și de multe ori, plimbându-mă, vedeam pe cineva care se plimba și el pe aceeași rută cu mine. Un bătrân, mi se părea mie, de fapt avea vreo 50 ceva de ani atunci, dar avea o barbă până la brâu, o barbă din asta de pravoslavnic, așa. De patriarh, da. Până la brâu, îngălbenită pe aici din cauza tutunului, fiindcă fuma foarte des și cu părul foarte lung ca al tău, dar dat pe spate, așa pieptănat frumos. Cu o cămașă roșie și pantaloni negri, pantofi cu cioc, așa cum se purtau atunci, ascuțiți, așa, ciocați se numeau. Și el se plimba împingând un cărucior, un landou, în care era o fetiță de un an de zile, un bebeluș. Și se plimba pe acolo și mi s-a părut atât de pitoresc și de extraordinar, omul ăsta fălos, cu barbă, plimbând căruciorul cu bebelușul.
încât l-am băgat într-un poem al meu înainte să știu cine este. Am povestit cum un bătrân duce un landou. Și după aceea, colegul și prietenul meu, Ion Bogdan Lefter, care îl cunoștea pe Dimo bine, m-a dus și pe mine la el. Eram aproape vecini, stăteam la o stație distanță. Și m-a dus acasă la el, nu o să uit niciodată. După aia am mai fost de vreo două ori. Casa lui era goală, nu era nimic înăuntru. Două, trei mobile, am zice noi acum, de la Ikea, așa. Sigur, nu exista Ikea pe vremea aia la noi. Dar erau mobile din astea simplisime. Nu erau covoare pe jos. Era sărăcie lucie. Dacă luai o pisică de coadă și o învârteai, n-avea de ce să se agațe. Și era dimov. Și când l-am văzut, am rămas cu gura căscată, că era bătrânelul cu landoul. Și cu soacra lui și cu soția lui. Soacra lui, mama soției. Și am stat acolo cu Bogdan Lefter și cu ei și Dimov nu vorbea. Dimov tăcea și vorbeau doar ele două. Făceau conversație cu noi. Dimov stătea ca un anahoret, ca un sfânt. Stătea așa drept, cu ochii dilatați, ca și când ar fi avut o viziune permanentă, uitându-se în peretele celălalt. Și din când în când, când vedea că tace toată lumea, spunea și el ceva. Ce spunea n-avea nicio legătură cu discuția, era ca un poem al lui. Era o viziune, era un vis. Povestea ceva de la Paris, unde fusese în tinerețe. Povestea cum poliția l-a arestase fiindcă a făcut pipi pe statuia lui Lenin, a lui Stalin, pardon, din fața casei Scântei. Dar el nu o făcuse în semn de protest, ci pentru că venea amețit de la o cârciumă și a vrut să se ușureze și omul și a făcut-o tocmai acolo, pe statuia lui Stalin. A stat la închisoare pentru asta. Și povestea tot felul de lucruri de felul acesta ca niște inserturi în discuție, fără legătură, ca niște stâlpi așa în jurul unui edificiu. Foarte straniu și foarte interesant. Mi-am povestise Șerban Farță despre acea perioadă a lui Dimov pe când mai locuia la București Matei Călinescu, Țepeneag, Dimov, deci era Nikita. O gașcă de oniriști, da. Și Nikita, da. Și Nikita. Și ceea ce m-a îngrozit, adică mi-a trecut fiorece, este o chestie care după aceea am regăsit-o în câteva jurnale. Erau la Dimov acasă, erau la etajul 7 sau o parcă. Da. Și ajungeau la o combustie repetată de alcool, așa, deci după mai multe pahare, rânduri de pahare, și la un moment dat se agățau de parapet de balcon și atârnau așa ca niște stalactite. Și pe bune, și atârna, imaginați-vă doar, atârna Dimov, Țepeneag, știu cine, Matei Călinescu și la un moment Marina, deci fiica adoptivă a lui Dimov, venea și trăgea în casă. Și asta mi s-a părut cumplit pentru că mi s-a părut și o chestie de sictir, dacă vrei. Adică poeții ăștia absolut luxurianți, în genere oniriștii, cu imaginația lor, cu felul lor de literatură foarte estetizantă, cu căutările lor de finețuri, pentru că literatura cred că cea mai de rafinament, după Matei Caragiale, și trăind într-o realitate care devenea din ce în ce mai îngrozitoare. Și aici trec la, că tu deja ai spus, cuvântul ai și spus la Levantul, o lume luxuriantă, o lume cu panglicări. Dar și disperată. Dar da, și disperată. Ajungem și la disperată, dar gestul pe care l-ai povestit acum e unul de disperare. E adevărat, păi exact asta da. Am și spus. Deci este un gest de un sictir teribil față de realitatea aceea și în care, bun, doar că o ființă apropiată trebuie să vină să te tragă înspre viață. În rest era disperare și o disperare cu atât mai flagrantă cu cât lumile lor onirice sunt de o frumusețe și de o fragilitate extraordinară. În Dimov te rătăcești, poți să faci seriale din Dimov. Ce vreau să spun? Cum este? Deci, mă gândesc la Florin Mugur, care ți-a fost redactor la Levantul și care a deschis cartea și
Pentru că eu cred că este visul oricărui redactor să primească o carte care este o bijuterie, un fel de boata music sau ceva de genul ăsta. Și vreau să spui puțin de momentul cum ai lucrat cu Florin, pentru că am auzit o mulțime de povești extraordinare despre Florin Mugur și cum Marin, cum a lucrat cu prima carte a ei și cu alți redactori. Și bineînțeles, vreau să auzim un început de Levant în această sală. Mircea, te rog. Să văd dacă o să fiu în stare, că mi-am uitat ochelarii pe undeva prin geantă. Sper să reușesc. Uite, Emil, m-am gândit la un lucru acum. N-aș vrea să creadă, stimații noștri spectatori, că toată floarea scriitorimii române au fost niște alcoolici. Noi, nu cred așa. Noi am vorbit despre cei mai pitorești dintre ei, despre cei despre care se spun glume și momente din acestea foarte bizare și înveselitoare. La fel Horia Lovinescu, de pildă, el avea o măsuță la Uniunea Scriitorilor și întotdeauna avea în față un pahar mic așa și un pahar mare. Și el gusta așa din paharul mic și după aia bea din paharul mare, dar nimeni nu știa că de fapt vodka era în paharul mare și apa era în paharul mic. El nu vrea să știe că bea atât de mult și atunci schimbase paharele. Dar noi spunem asta ca să ne distrăm. Firește, a existat o lume boemă. Toți cei despre care am vorbit au făcut parte din boema românească. Dar nu toți scriitorii erau boemi. Unii erau oameni foarte serioși. Am vorbit despre școala de la Târgoviște. Acești oameni nu beau niciodată. Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu, Alexandru George, Tudor Țopa, cel de la Huș, cum îl chema, nu mai știu, așa, Olăreanu. Da, Costache Olăreanu. Costache Olăreanu. Ei nu beau, ei erau intelectuali. Erau oameni de un imens rafinament și o imensă erudiție. După părerea mea, Mircea Horia Simionescu a fost cel mai mare scriitor român din perioada aceea, până în 89. Un gigant al literaturii române, un Borges român, aș spune eu, sau un Italo Calvino român. Mulți alții erau de acest fel, erau scriitori intelectuali. Ștefan Augustin Doinaș, cine și l-ar fi închipuit bând cot la cot cu Fănuș Neagu, să spunem. Și mulți alții, foarte mulți alții. Generația mea n-a fost o generație de alcoolici. Sigur, am avut și noi câțiva, doi sau trei, pe care îi știm foarte bine și îi iubim extraordinar de tare, ca Ion Mureșan sau ca Groșan. Dar cei mai mulți dintre noi nu beau în mod deosebit, decât așa social, cum se zice. Dacă mă gândesc la Iaru, la Coșovei, la Nino Stratan, ei nu beau în mod normal. Mariana Marina a început să bea foarte târziu, dar când eram eu coleg de școală cu ea, nu bea foarte mult, nu exagera foarte tare. Deci vreau să vă spun că a existat și o contrapondere a acestor oameni foarte pitorești, oameni mai puțin pitorești, dar care au scris și ei, au scris în felul lor și au scris foarte bine, după părerea mea. Și acum haide să venim la Brumaru, dacă vrei. Hai să venim la Brumaru, nici Brumaru nu bea, și care a fost o bomboană de om, aș spune eu, dincolo de faptul că a fost un mare poet, mare și minunat poet, și poate cel mai popular dintre poeții noștri de după Nichita Stănescu, dar era un om atât de mișto, și folosesc special acest cuvânt de argou, era un om dulce. Era un om sfios, era un om rușinos, era un om care nu știa să vorbească despre altceva decât despre poezie. Nu-l interesa, sau despre literatură în general. Nu-l interesa nimic altceva. Poezia lui este erotică, în cea mai mare parte, și uneori violent erotică, chiar obscenă câteodată, în sensul foarte bun al cuvântului, pentru că nu întotdeauna obscenitatea este o non-valoare. Dar el era sfios ca o fată mare. Și la un moment dat, când a venit la mine acasă și a stat o săptămână la mine, m-a ruinat aproape, mi-a băut tone de cafea mi-a băut, de dimineață până seara bea 20-25 de cești de cafea, în fiecare zi. El, la un moment dat, vine așa sfios și drăguț lângă mine și îmi spune, Mircea, zice, vreau să-ți mărturisesc ceva. Zic, spune, Emil.
Ce Mircea, toată lumea crede că eu sunt un Don Juan, pentru că scriu doar despre femei, cum iubesc eu formele trupului feminin, de dimineață până seara visez la șoldul tău Tamara. Pe versul ăsta s-a supărat Tamara Dobrin, care era ministru culturii în acel moment. A crezut că e vorba de ea. Și zice, crede-mă, uite, îmi fac cruce acum, doar cu 6 femei am avut de-a face toată viața. A fost atât de drăgălaș, nu pot să-ți spun. Și un poet extraordinar, cred că foarte... Vă rog să-l citiți, vă rog eu mult să-l citiți. Puțin poeți sunt atât de plăcuți la lectură. Place oricui. Nichita Stănescu nu place oricui, nici Arghezii nu plăcea oricui. Dar Brumaru are, de pildă, un ciclu de versuri care se numește Numărătoare pentru copii și babaleci. Și una din aceste numărătoare este așa, dacă mi-aduc bine aminte, acum sunt și obosit la capătul acestei zile minunate, era așa: strada mare dă din pompă, elefantul dă din trompă, avionul dă din bombă, însă nimeni nu sucombă. Foarte frumoasă poezie. Brumaru a citit în câteva rânduri la librăria din centru din Chișinău, a fost invitat prin 2012-13 la Zilele Literaturii Române la Chișinău, a citit în duet cu Ion Mureșan, îți imaginez ce frumusețe de... Nu vreau să-mi imaginez. Da, deci noi nu facem față de da. Ce se întâmplase în acea librărie cu Ion Mureșan în mare formă și cu Emil Brumaru. Ce am remarcat, pentru că am avut de-a face cu Emil Brumaru în perioada acelor antologii și în două volume, la început în Cartier Poezesc și în trei volume, a fost extraordinara rigoare de intelectual a lui Emil Brumaru. Deci putea fi boem, putea povesti, putea fi veșnic îndrăgostit, dar în momentul în care avea corectura pe masă, te mânca pentru fiecare virgulă și... avea sentimentul ăsta că nu poți să dea la tiparul orice. Deci era responsabil până în ultima clipă. Și asta mi s-a părut absolut extraordinar, pentru că pentru foarte mulți scritori cartea se încheie în momentul în care a predat-o editurii. Și aici revin la întrebarea cu Florin Mugur și cu Levantu. Da. Oricum o să te rog să citi măcar începutul. Dar pentru început spune-mi doar care a fost prima reacție a lui Florin când a citit manuscrisul de la un cap la altul și s-a văzut cu autorul. Eu o să încerc să fac o poveste foarte lungă, să o fac scurtă. Te rog. L-am iubit foarte tare pe Florin Mugur. Poate n-ați auzit despre el. E un poet mai puțin cunoscut decât cei despre care am vorbit până acum, dar și foarte bun. Un poet foarte bun, însă de raftul al doilea, aș spune eu. Era un om infirm. Nu putea merge prea bine. Avea un tremur al mâinilor, un tremur continuu. El nu se putea bărbieri singur, se ducea să se radă la un frizer din două în două zile și scria ilizibil. Numai el știa ce scrie. Scria cu mâna tremurătoare. El semăna rabin. Era de etnie evreiască și semăna rabin, un rabin foarte înțelept. Un om de o imensă înțelepciune și o imensă iubire față de oameni. Soția lui, din păcate, era foarte bolnavă, făcea dializă tot timpul, avea rinichii blocați și el mi-a și spus de câteva ori, Mircea, zice, dacă nenorociți ăștia m-ar șantaja spunând că o scot de la dializă pe soția mea, într-o clipă m-aș face turnător. Ceea ce este cumplit, ți se încrâncenează carnea pe tine. Eu știind că este omul cel mai cinstit și cel mai curat din cât pot exista. Și într-adevăr, Crohmălnicianu, la cenaclul căruia citisem Levantul, i-a spus și lui și lui Marin Preda, le-a spus despre acest poem, care era în emergență, cum zicem noi, adică nu-l terminasem încă. Și problema era ca el să fie publicat. Eu l-am terminat în 87, 88,
Și am încercat să-l public înainte de 89 și el mi-a spus la un moment dat următorul lucru, iarăși o scenă cutremurătoare. Nu am povestit-o până acum în scris, vă spun dumneavoastră. Mi-a spus, vino la Uniunea Scriitorilor, unde eu o să am discuția cu doamna Doxănescu, care era un cenzor, dar un cenzor cu care se putea discuta. Și tu așteaptă-ne sus la etaj, noi o să discutăm jos. Era seară, nu era nimeni în toată editura. Doamna Doxănescu n-a știut că eu sunt sus la etaj. Și eu am auzit tot ce au discutat ei de desubt. Vreau să vă spun că i-a cântat și i-a dansat. I-a făcut un spectacol întreg. I-a citit versuri cântându-le. I-a citit versuri în ritm, bătând ritmul cu piciorul lui șchiop. Timp de 3 ore, încercând să o convingă, din toate puterile lui, plângând pe manuscris și râzând în alte momente, la care ea spunea, nu se poate, nu se poate, nu se poate. Tot timpul era ca un fel de metronom care bătea acest ritm. Și Levantul n-a putut apărea înainte de 89, a apărut în 1990. Da, am exact aici, cartea a apărut în 90 și este prima ediție a Levantului. Am văzut după aceea alte numeroase ediții. Înainte de a te ruga să citești un mic fragment ca să-și auzim, hai să citez eu ceva. Amintind, deși ar fi meritat o discuție aparte, dar poate revenim imediat după Levantul, că un an înainte apărea Visul, prima carte de proză, dar revenim la ea. Visul a fost o carte care imediat a fost tradusă în franceză, în 92 a apărut în franceză, după aceea a fost nominalizată la Prime Edition, a luat premiul pentru Livre Étranger, a luat premiul Uniunii Latine. Deci, o carte de debut în proză care face o mare deschidere și este tradusă și după aceea a fost tradusă în mai multe limbi. Pe de altă parte, Levantul, care este un poem absolut intraductibil. Și dăm voie să fac lipitura cu dragul nostru Șervan Foarță, care este un poet absolut intraductibil și nu pot să nu citez acea celebră deja frază a lui Cioran, apropo de traducerea lui frază lui Foarță din Mallarmé. Șervan Foarță s-est attaqué à l'impossible et a réussi grâce à son talent et aux vertus poétiques de la langue roumaine. Notre peuple a tout raté sauf graiul. Poporul nostru a ratat totul în afară de graiul. Asta mi se pare teribil. Foarte mulți dintre noi am citit Levantul cu vocea lăuntrică. Eu te-am auzit în câteva festivaluri citind. Te rog frumos, deschide unde îți place. Să văd dacă văd, în primul rând. Dacă mijez puțin ochii, cred că mă descurc. Levantul este o carte deosebită de alte cărți, aș spune eu. Este un poem foarte lung, are 7000 de versuri, 200 de pagini, versuri alexandrine în general, dar și cu inserturi de versuri mai scurte. Și este aici un roman în versuri, este o poveste a unui dictator, de asta nu putea fi publicată înainte de 89, o poveste a unui dictator împotriva căruia se organizează o conspirație, care vrea să-l dea jos pe dictator și să instaureze democrația, republica în România. Era imposibil de publicat pe vremea aceea. Dar este în același timp și o istorie a poeziei românești. Fiecare vers din Levantul trimite la alte versuri din toată poezia română, începând cu psalmii lui Dosoftei și până în clipa în care scriam. Și eu scriam cartea asta cu mare bucurie în bucătărie și eu, Kadimov, legănând landoul fetiței mele, care pe atunci era și ea un copil în cărucior. Și eu scriam, băteam cu o mână la mașina de scris, că așa era pe vremea aia, și cu cealaltă mână legănam landoul fetiței care se trezea, plângea, mă rog. În privința traducerii, eu mi-am dat seama de la început că e un poem împăstat în literatura română și în limba română și este foarte greu să se traducă.
Și atunci, din disperare, am făcut următorul lucru, pe care tu nu-l știi. Mi-am tradus eu însumi acest poem în limba română. Adică, din proză l-am făcut, din versuri l-am făcut proză și am eliminat foarte multe trimiteri de felul acela. Și după aceea, acest manuscris, care n-a apărut niciodată în România, l-am dat traducătorilor mei, din toate limbile. La 15 traducători l-am dat. Și i-am întrebat, puteți face chestia asta? Și patru mi-au spus, încercăm, merită să încercăm. Și în acest moment există patru splendide ediții, franceză, suedeză, spaniolă și italiană, în care există Levantul. Vreau să spun, fiecare ediție este foarte diferită și de original și de celelalte. Pentru că fiecare a urmat pattern-uri diferite pe care le-a găsit în limbile acelea. Traducerile sunt geniale, cel puțin cea franceză și cea italiană sunt senzaționale, realmente. Eu când am citit-o pe cea franceză, mi-au dat lacrimile. Acum să vă citesc această pagină, prima pagină, ca să nu ne complicăm, doar ca să vedeți sunetul acestei scrieri. Floarea lumilor, val verde, culcor de petre rare, mări pe care vase de aur port piper și scorțișoare, părând piepțe întrecuți molcom printr-un păr împarfumat, strop de rouă în care cerul e cu nouri mestecat, o levant în care zefirul umflă-i săi obraji de zei, de zeu, cu simțirea prinsă umpli neguros sufletul meu. O levant, levant ferice, cum nu simți a mea turbare, cum nu vede altă ochiu cu văpăi de chihlimbare, noaptea tulbure din peptumi, zbuciumul ce am în sân, de când sunt deștept pe lume, de când știu că sunt român. Cum n-am ochii mii ca Argus, ca cu mii de lăcrămioare, să jălesc ticăloșita a poporului meu stare, peste care lupi și pardoși s-au făcut stăpâni de plin, zgârind cu gheare lunge al Valahiei, drag sân. Astfel cucetau în june, pe un caic ce zbura iute, de la Corfu până la Zante, peste apele hirsute, ce spărgeau în vălurele soarele ce sta să cază, prin văpăi de foc și miniu, prin lucire de turcoază. Tânărule, a ta față mi-apare străvezie, gemetul ce scoți e oare de amor sau de mânie? Mâna cu inele grele și cu pietre răsucite, pe ungher sau pe sân fraged, va voi să se invite. Ah, pe junghiu și de grabă, căci tiranii încă râde, conjurați de arvaniții cu a lor turbane hâde, încă mai jupoi țeranii, încă junele le smulge din amumelor lor brațe, încă țara o mai mulge. Am ținut foarte tare să auzim Levantul în interpretarea autorului. Nu o să-l rog pe Mircea să citească în suedeză și în franceză, pentru că cel puțin la franceză s-ar putea să-l prind cu un accent greșit. Știi că el există pe disc, în întregime, citit de mine. Am citit 12 ore la el și se vede pe disc, dacă l-ascultați, cum răgușesc pe măsură ce citesc. La sfârșit nu se mai înțelege aproape nimic. Din fericire, azi nu ești atât de răgușit, deși amândoi am avut o dimineață foarte plină. Mircea a fost la liceu Spiru Haret, eu am fost la Neni Noi, la liceu din Neni Noi, Andrei Straisten. Și într-un fel această zi pe care am tot pregătit-o, de fapt am pregătit-o și prin toate edițiile pe care le-am publicat în Cartier de Colecție, pe același Emil Brumaro, pe 815, Florin Iarb, Madi Marin și mulți alții, trebuia cumva toate aceste priașe să se reunească pentru a forma acest torent uman. Rămânem puțin în acel început de
și de democrație și de deschidere. E vorba de anul 89, deja cu, v-am spus, cu visul și tradus foarte repede în 92 în franceză și după aceea a urmat în alte limbi. 90 este Levantul pe piață și deschiderea spre... aș zice spre ce va deveni marca de proză a lui Mircea Cărtescu, visul amplificat, trecut prin filtrele astea culturale, prin tot ce, prin stratificările astea multiple, pentru că la orice text, ziceai de Levantul, orice vers trimite la o chestie din poezia românescă, dar și visul, începând cu Eminescu, cu Sabato, cu tot ce vrei. După mine sunt două cărți cult ale literaturii române, în sensul în care se singularizează foarte tare în acest context, în contextul literilor române. Și ca să deschidem discuția spre deja spre felul în care literele române sunt citite, recepționate în afară, hai să te întreb, să vorbim foarte puțin poate despre cărțile cult și dau câteva titluri așa ca să vedem cum, unde ajungem. Uite, după mine, Însemnările lui Malte Laurent Bridge, Rilke, Cărarea pierdută, Alain Fournier, Lolita, Maestru și Margarita, Despre eroi și morminte. Mai încoace, știu că ai citit și s-a plăcut enorm, Moscova Petrușchi de Venedict Erofeev. Sunt niște cărți care creează fan, care creează cercuri. Și pot să-ți dau un exemplu, tu l-ai spus deja mai înainte, dar acum o să citez autorul cu citatul lui. Deci spuneai mai înainte, pe la începutul acestei discuții, despre Tractatus Logico-Philosophicus al lui Wittgenstein. Ei bine, în 2014 vorbeai la o conferință și ai făcut trimitere la Tractatus Logico-Philosophicus, în sală se afla un tânăr, pentru care după aceea a alergat să cumpere cartea. Acest tânăr a debutat anul trecut la Cartier cu un volum care se numește Coerența labirintică, volum alternativ continuu. Este vorba de Vasile Gribincea, ți-a fost student. Ce înseamnă pentru un tânăr când aude un titlu de genul ăsta din gura cuiva în literatura căruia crede? Hai să dăm alte câteva nume de cărți cult și închei discuția mea cu cele câteva cărți după mine din literatura română. Am spus de Levantul și de Visul. Aș pune pe listă Craii de Curtea Veche, aș pune Însemnări din Irealitatea Imediată, aș pune Ferestrele de zidite de Alexandru Vona și altele. Și Ingeniosul binitemperat de Mircea Core Simionescu. Cartea milionarului. Da, Ștefan Bănărescu. Probabil. Da. Matei Iliescu. Da. Câteva cărți ale celor pe care publicul nostru îi știu mai bine. Știu eu câteva cărți ale lui Preda, cel mai iubit dintre pământeni, câteva cărți chiar și vreo două ale lui Fănuș Neagu, chiar și una lui Eugen Barbour, cât l-am detestat. Nu oricine poate scrie Principele. Principele, da. Sau Groapa chiar. Mai degrabă Principele. Da. Aș putea să spun că literatura română are câteva scrieri. Are câteva scrieri memorabile, nu numai în perioada interbelică, cea mai mare strălucire a ei, de unde ai citat câțiva autori, dar și de după război. Și vorbind mai departe de scriitori și de simpaticul Gribincea, proaspătul meu student, aș spune recentul meu student, mi-am amintit că mi-au fost studenți și frații Vaculovski, pentru care am o mare simpatie pentru amândoi, și că în anii 50 v-am cunoscut și eu pe voi. Noi, generația noastră obzecistă, am cunoscut omonimii noștri, aș spune, din Republica Moldova. Pe tine, Emil, pe care te-am citit de la început și te respect foarte mult, dar și pe alții, pe cei de la Contrafort, de pildă, pe Vitalie și pe Vasile Gârneț, am auzit că are probleme de sănătate, îi doresc foarte multă sănătate, pe Dudu Crudu, din care am citit multe scrieri, pe Iulian Ciocan, pe mulți dintre autorii voștri de după 90.
Pe cei dinainte mărturisesc că i-am citit mai puțin, deși am auzit de câțiva dintre ei, Bodnarul, de Leahu și așa mai departe, dintre scriitorii mai vechi. Am o mare admirație pentru câțiva cineaști, pentru Loteanu, pentru Eugen Doga, bineînțeles, care a făcut muzica la Loteanu, la Șatra. Îmi plac foarte mulți artiști din Moldova, artiști de muzică pop, ați avut câțiva fenomenali care au făcut istorie în lume, îi știe toată lumea din toate cântecele lor și așa mai departe. Și pentru noi a fost un câștig foarte mare să aflăm despre viața intelectuală din Republica Moldova, din Moldova, având noi cu toții foarte mare simpatie față de voi. Sper că ați simțit-o și că ați fost primiți ca niște frați de peste Prut, cum se zice. Eu, de exemplu, am tresărit când citam în cântul 8-lea din Levantul următoarele versuri. Etc. Avuntr-o vreme și la noi țiganii voga în regie lui Loteanu, muzică Evgenie Doga. Da. Versul scris prin anii 80. Era, pentru mine a fost un, așa, o mare mândrie să regăsesc într-un poem care... Am avut intuiția într-o secundă citindu-l că este un poem cool deja. Și îmi place foarte mult Pavel Stratan, am uitat să vă spun. Foarte mult îmi place, îl știu pe de rost. Are acel album Amintiri, cred că se numește, minunat, de la un cap la altul. Exact, da, pentru că el prinde foarte bine acest spirit și eu această... beau puțin câte puțin. Da. Până acum am băut doar apă și cafea, pentru că mai avem și să stăm de poveste și cu sala, dar mai ajungem până la sală. Mai rămâne puțin în ceea ce înseamnă deschidere spre lume. Deci, 92 am zis de traducerea în franceză, au urmat alte cărți. 2005, Le Belle Étrangère, în turneu în Franța, cu Gabriela Dameșteană, cu regretatul George Crăciun, cu Agop, cu Cecilia Ștefănescu, cu Ion Mureșan, cu Blandiana, cu Marta Petreu, cu Vlad Zografi, Letiția Ilea, Dan Lungu. Câțiva dintre ei au prins bine în Franța. Ca după aceea, peste ani de zile, deja în 2013, dacă mi-amintesc bine, România țară invitată la Salon du Livre la Paris, ceea ce înseamnă foarte mult. Eu am fost acolo și am văzut ce a însemnat, cât de mult s-au întrebuințat franceze pentru a face din România nu doar o țară invitată, dar o soră care se simte foarte bine la ea acasă, la Paris. Acum o spun pentru domniile voastre, pentru târgul de carte Bookfest 2024 de la București, invitatul de onoare este Republica Moldova. Ești deja invitatul nostru la acest târg și sper, pentru că ești de fiecare dată la standurile cartier, adică ne vedem de fiecare dată la târguri de carte, ce au însemnat aceste târguri de carte, aceste festivaluri la care au luat parte, aceste traduceri în serie ale unor autori importanti pentru a face mai vizibile literatura română, România în genere, pentru că primele reportaje din anii 90 despre România nu erau deloc despre carte și despre ce minunat se scrie și se citește în România. Ce vreau să spun, dragă Emil, este un lucru puțin neașteptat, și anume faptul că la toate aceste festivaluri și târguri de carte, prezența autorilor este pur individuală. Nimeni nu te întreabă de unde vii. Pe nimeni nu interesează că tu ești autor din Republica Moldova, că eu sunt din România, că unul din Polonia, altul din Italia, altul din Papua, Noua Guinee. Nu întreabă nimeni decât un singur lucru. Ești bun sau nu ești bun? Asta te întreabă. Există niște mituri la noi că e de ajuns să apară un scriitor cunoscut, că trage după el pe toți ceilalți. Ei, vreau să te întreb, pe cine a tras după el Mario Vargas Llosa? Mai cunoașteți vreun autor din Columbia? Eu nu mai cunosc. Pe cine a tras după el... Ismail Cadare.
Din Peru, vreau să spun. Da. Ismail Kadare, ce alt scriitor albanez mai cunoaștem? Uneori mi s-a reproșat și mie că n-aș vorbi despre scriitorii români, așa cum se zice că nu vorbea Sorescu, dacă ții minte, dacă știi lucrul acesta. Dincolo de faptul că, firește, eu întotdeauna vorbesc despre scriitorii români și încerc să-i impun, lucrul acesta este preposterous, cum se zice, este bizar, pentru că, de fapt, editorii nu te întreabă de unde vii. Te întreabă, ai mai scris o carte? Vrem să o citim, vrem să o publicăm și așa mai departe. Adică contează extraordinar de tare talentul tău personal, prezența ta personală, pedigriul tău, ca să zicem așa, CV-ul tău cu care vii. Ei văd acolo că ai luat 15 sau 20 de premii internaționale și atunci capătă încredere. E bine să ai și un agent. Eu n-am un agent, n-am avut niciodată și m-am simțit foarte bine reprezentându-mă singur. E adevărat, există și o editură austriacă ce îmi reprezintă opera și care o difuzează în întreaga lume. Dar totul se face extraordinar de încet, cu o încetineală de melc. Dacă ești un autor german sau francez sau american, n-ai nicio treabă. Dacă ești bun, imediat explodezi. Dacă ești din amărâtele noastre țări, din the middle of nowhere, nu te bagă nimeni în seamă cu deceniile. Încetul cu încetul trebuie să dovedești și să dovedești și a doua oară, și a treia oară, și a zecea oară că ești bun. Pentru ca în cele din urmă să se întâmple un miracol. Dacă se întâmplă, de obicei nu se întâmplă. În cazul meu, miracolul a fost solenoid. De la solenoid, oamenii au prins încredere și am un început de carieră internațională, ca să spun așa. Până atunci, cu toată nostalgia, cu tot orbitor, cu toate cărțile acestea, care au avut niște mici succese de stimă, cum se zice. Numele meu circula, dar nu era cine știe ce. După solenoid lucrurile s-au schimbat. După el am primit câteva premii cu adevărat mari și importante, ca premiul revistei Los Angeles Times, de pildă, sau ca premiul Field de la Guadalajara. Premiul Thomas Mann. Și premiul Thomas Mann și premiul de stat al Austriei. Și asta, într-un fel, a creat un fel de brand, cum se zice. Fără voia mea, fără știrea mea, într-un fel, s-a creat, pur și simplu. Și eu, chiar dacă spun de fiecare dată, uitați, mai există în România scriitorul 1, scriitorul 2, 3, 4, 5, 6, de obicei le dau o listă de vreo 10 scriitori, nimeni nu încearcă să-i publice. Nu încearcă pentru că oricum piața cărții de calitate este foarte mică, foarte joasă. Oamenii nu vor să-i cumpere pe scriitorii de mare calitate. Ei vor să cumpere pe Stephen King, vor să cumpere pe, Coelho. Tot felul de autoare americane care se publică simultan în 100 de limbi și așa mai departe. Asta este marfa pe care ei vor să o vândă. Cele mai multe edituri și de la noi și de aiurea pot să vândă și conserve. Pe ei nu interesează, numai banii să iasă. Asta este trista realitate. Literatura adevărată, literatura înaltă, nu e dorită de nimeni nicăieri. Puține sunt excepțiile. Sigur, Vargas Llosa poate vinde câteva sute de mii de exemplare, dar nu se compară cu Stephen King, care vinde milioane sau zeci de milioane de exemplare. Și așa mai departe. Și a făcut coadă cel puțin 20 de ani până a luat acel revenit premiu Vargas Llosa. În abia în 2010, dacă mi-am duc premiul Nobel. Nu, premiul Nobel, da, exact. Da. Scuză-mă doar o clipă că mi-a uit ideea. Înainte să ia premiul Nobel, Vargas Llosa glumea foarte des despre premiul Nobel. După aia n-a mai glumit. S-a îngroșat gluma. Și el spunea așa, domnule, zice, se face o mare greșeală cu premiul Nobel. Și i-a întrebat, cum adică? Și el spune, păi uite, în toată lumea sunt 1 milion de scriitori. Și cam așa sunt, 1 la 7 mii de persoane e scriitor în toată lumea. E legea numerelor mari. Zice, sunt 1 milion de scriitori. Premiul Nobel dă 1 milion de euro. Dar dă 1 milion de euro unui singur scriitor care se bucură și toți ceilalți se întristează.
N-ar fi mai bine să dea câte un euro la fiecare scriitor, în așa fel încât toți s-ar bucura și nimeni nu s-ar întrista. Și altă dată spunea, ar trebui ca pe cărțile celor care iau premiul Nobel să scrie ca pe pachetele de țigări. Premiul Nobel dăunează grav stilului. Ceea ce am remarcat în mai multe rânduri este generozitatea cu care ai scris despre autori foarte tineri. Ai crescut generații întregi la litere. Ții minte ce ai scris despre bucla lui Teo Bobe în Pururi tineri înfășurat în pixel. Este un text formidabil despre Svetlana Cârstean în Creionul de tâmplărie și multe altele. Asta apropo, deci, după ce am citit și o mulțime de lucruri foarte nedrepte la adresa ta, în care spuneam că se spunea că te vezi doar pe tine însuși, nu știu ce, și întrebarea mea era, oameni buni, dar n-ați citit și alte cărți, la deschideți Creionul de tâmplărie, deschideți o mulțime de texte prin presă, pentru că ai avut rubricile astea în presă. Inclusiv, nu pot să uit treaba aceasta, când ai publicat un interviu foarte amplu cu Vitale Ciobanu în Contrafort și pentru noi însemna foarte tare. Deci, revista abia pornise, era, printre, dacă nu mă înșel, chiar primul număr, Vitale, sau nu era primul număr. Sau primul, da. A însemnat un gest foarte puternic aici, pentru că aici a fi, în anii 90, a fi postmodern, a fi cosmopolit, a vorbi limbi străine, erau niște capete de acuzare foarte serioase, adică nu glumesc deloc acum. A fost o bătălie canonică poate mai dură aici, pentru că și realitățile erau puțin de altă natură, adică abia se recuperase, abia revenise în drepturile sale limba română, alfabetul românesc, care în sfârșit scotea zidul ăsta de pe prut. Faptul de a pune mâna acolo unde e nevoie de tine, ține de caracterul tău. Adică ai venit acum, ai fi venit și acum câțiva de zile la Zi Literaturii, atunci ai fost plecat. Mi se pare important ca un scriitor să se consume nu doar la masa de scris, să fie prezent acolo unde prezența sa înseamnă ceva mai mult decât pur și simplu o chestie de trecut în biografie. Da, eu cred că nu te caracterizează lucrurile pe care le urăști, ci lucrurile pe care le iubești. Foarte bun. Asta te caracterizează. Împroșcând cu venin, nu faci decât să te înveninezi singur. Pe când, iubind cu adevărat oameni, cărți, lucruri care merită să fie iubite, împrăștii lumină. Împrăștii lumină în jurul tău. Și eu prefer să împrăștii lumină decât să împrăștii venin. De asta n-am scris niciodată niciun rând rău despre un scriitor. Am preferat să scriu despre cei pe care îi iubesc și să-i las deoparte pe ceilalți. Și cred că foarte bine am făcut, pentru că cei care trebuie să fie scoși în față sunt cei buni, nu cei răi, chiar dacă îi critici sau îi înjuri, cum zicem noi. Și asta am încercat să fac și în România, și în străinătate, peste tot am adus vorba despre acești oameni. Vreau să spun că am învățat de la alții acest lucru și am să vă povestesc un lucru uimitor în acest moment. Cum am ajuns să public la editura Paul Jolnay din Viena, care în cele din urmă este legatara mea, adică este cea care deține drepturile la peste 10 cărți ale mele, drepturile internaționale. Deci dacă cineva din Uruguay, să zicem, vrea să cumpere o carte a mea, o cumpără de la Paul Jolnay, nu direct de la mine. Iată cum am ajuns. Cum am ajuns să am acest noroc extraordinar. Eram cu foarte mulți scriitori, cum a fost și la Frumoasele Străine, la Viena. Acolo se pusese la dispoziția scriitorilor români un teatru întreg, Teatrul Odeon. Și eram vreo 20 de autori români și care citeam pe rând în fața 400 de oameni, un public foarte mare, ne citeam textele. Și la un moment dat era o pauză și toată lumea era în foaier, unde se servea un pahar de prosecco, lucruri din astea, niște sandvișuri. Era un foaier al teatrului plin ochi cu oameni. Nu puteai să arunci un ac sau o scobitoare. Și eu stăteam cu prietena mea de o viață, cu Ioana Pârbulescu, stăteam într-un colț și discutam
Și la un moment dat vine la noi un om în vârstă, pe care nu-l cunoșteam. Și zice, în sfârșit tu ești Mircea Cărtărescu, da? Și zic, da. Și zice, de când voiam să te văd? Trebuia neapărat să te văd. Am citit textul tău, o parte din Orbitor, care încă nu apăruse, dar fusese publicat într-o revistă austriacă, în Vespennes, Cuibul de Viespe, se numea revista. Zice, am citit fragmentul ăla din revistă, zice, sunt entuziast, de când voiam să te cunosc? Și după aia îmi spune, trebuie să mergi neapărat la Orlinger. Pentru mine Orlinger nu însemna nimic. Mersi. Zice, trebuie să te duc neapărat la Orlinger. Și ce credeți că face bătrânul ăsta nebun? Mă ia de mână și mă trage prin tot holul ăla plin de lume, călcându-i de pe picioare pe unii, îmbrâncindu-i cu coatele pe alții. M-a dus de-a lungul, adică în diagonală peste holul ăla, până am dat de acest Orlinger, care era iarăși un tip total necunoscut. Și îi spune pe germană, îi spune, uite, el e Cărtărescu, el a publicat textul ăla în Vespennes, trebuie neapărat să-l publici, dar mă supăr pe tine dacă nu-l publici. Cine era acel om? N-am să uit niciodată și îi voi fi veșnic recunoscător. Era Eginald Schladner. Era scriitorul de origine germană din România, care a avut mare, mare succes în Germania și în Austria cu romanele lui. Vă dați seama ce generozitate extraordinară. Eu eram un puști, nu cunoșteam pe nimeni, nu știam pe nimeni, eram pierdut în lumea europeană și el a făcut acest gest pe care cât scriitor l-ar face pentru un om mai tânăr. Cred că e ceva unic. M-a luat de mână, nu o să uit niciodată, purtându-mă de mână, trăgându-mă ca o locomotivă așa, prin toată sala aia ca să mă prezinte, directorul editurii Paul Jolnay, la care am ajuns să public mai târziu. Un lucru extraordinar de frumos. Apropo de Reginald Schladner, puteți să citiți romanul Clavirul în ceață, apărut la editura Cartier. Este un autor care a scris foarte puțin, doar câteva cărți foarte consistente. Cărți foarte consistente. Apropo de ce înseamnă să te ia de mână, eu cred că un traducător care pune mâna pe cărțile tale și te împământenește în franceză, germană, engleză, etc., etc., este exact omul care te ia de mână și te duce. Și o să-ți povestesc în premieră de data asta eu ție, experiența mea cu Laurent Kerr, pe care o cunoști foarte bine. Eram anul, în 2022, imediat după pandemie, eram la Salon du Livre la Paris și ea îmi povestea, zice, atunci când am tradus Solenoid și vedeți că sărim de la un... am sărit peste câteva titluri, deși, mă rog, le-am pomenit așa întreagă, dar Solenoidul este cartea care a deschis foarte multe uși în Occident. Povestea lor, deci... nu doar că a tradus cartea lui Mircea Solenoid, apărut la Paris, a ținut un jurnal al traducerii. Și asta mi s-a părut o chestie extraordinară. Deci omul care trăind, făcându-și meserie de traducător, de fapt trăiește o poveste de dragoste cu această carte. Și fac acum lipitura, deci asta ți-am spus-o acum în premieră, că lor a publicat un jurnal, deci, al traducerii Solenoidului, deci, în franceză, și mi-amintesc pe de altă parte de o lansare de carte la București în care tu ai vorbit despre volumul 2 din jurnalul suedez a Gabrielei Melinescu. Gabriela, pe care, bun, știam ca poet, știam toată povestea cu Nicita Stănescu, etc., etc., și fac aici legătura de la romane spre jurnal, pentru că e o parte din operă foarte consistentă despre care trebuie să facem vorbire aici. Jurnal. Deci, marile jurnale, Gomborovici, care și-a publicat jurnalul în timpul vieții, alte câteva care au apărut postum, dar ce-ar fi Kafka fără jurnalul acela teribil, și alți câțiva autori. Cred că este dimensiunea pe care, probabil că, la care n-ai renunțat nicio clipă, pentru că nu sunt hiatusuri între volumele tale de jurnal. Este un timp continuu, care începe prin anii 70, dacă nu mă înșel.
Da, începe în, pe 17 septembrie 1973. Deci putem sărbători 50 de ani ai jurnalului lui Mircea Cărtărescu. Anul trecut, în septembrie, am plinit 50 de ani jurnalul meu. Îi doresc mulți înainte. Să cântăm mulți ani trăiască. E unul dintre cele mai lungi jurnale din literatura română. Poate Maiorescu să fie avut un jurnal mai lung. Și este lucru principal pe care eu îl scriu. Toate romanele, povestirile, poemele mele sunt ca ramurile acestui jurnal. După cum știți, sunt mai multe tipuri de jurnal. Într-un fel scria Virginia Woolf jurnal, în alt fel scria Kafka, în alt fel scriau Samuel Pepys și așa mai departe, alți autori cunoscuți pentru jurnalele lor. Jurnalul meu este o scriere multifacetată, aș spune eu. Eu nu mă identific cu personajul de acolo. Este altcineva decât mine. Și de obicei, cu cât încerci să fii mai sincer într-un jurnal, cu atât ești mai nesincer. Și invers. Așa încât personajul acela, și soția mea îmi spune des lucrul acesta, nu seamănă cu mine. Este o persoană inventată de mine și căreia îi atribui cugetări, panseuri, gânduri despre tot felul de lucruri, de la o frunză uscată până la Divina Comedia, să spunem, judecăți despre literatură, judecăți despre cărți și așa mai departe, dar și poeme scurte, dar și începuturi de proză, dar și lucruri de felul acesta. Este un fel de amalgam care mie îmi place foarte mult pentru că simt că mă reprezintă mai mult decât cărțile mele propriu-zise, care sunt un fel de obiectivări ale mele, nu? Pe când jurnalul rămâne extraordinar de subiectiv, extraordinar de subiectiv și roiește de subiectivitate, ca să spun așa. Și lucrul ăsta îmi place pentru că eu sunt un mare cititor de jurnale. Un mare cititor de jurnale, corespondență, parafernalii de felul acesta ale literaturii. Îmi place să intru în mintea oamenilor. Dacă citesc corespondența lui Kafka cu Milena sau așa, văd un Kafka deosebit de cel din romanele și povestirile lui și care, pentru că el nu intenționa să-și publice scrisorile, este foarte, foarte intim. E foarte intim și foarte straniu. Și mie îmi place foarte mult lucrul ăsta, pentru că completează imaginea mea despre Kafka. Și eu public aceste jurnale din timpul vieții, ca să nu mi le publice alții mai târziu în cine știe ce formă. Prefer, mă rog, mi-aduc aminte acum că Muzil, autorul Omului fără însușiri, are un volum care se numește Postume publicate din timpul vieții. A avut grijă. Da, a avut grijă. Și eu am avut grijă cu jurnalul. Ca să nu mi-l publice cineva mai târziu, am preferat să-l public eu acum. Am publicat 4 bucăți mari din el. La anul public încă una, pentru că convenția e din 7 în 7 ani. Să public câte un fragment de jurnal de 500 de pagini, să zicem, din 7 în 7 ani. Și la anul va fi al 7-lea an. Și fac acest lucru și am reușit să-mi traduc jurnalul. Există o ediție suedeză din jurnal, dar numai pe 10 ani. Și acum apare, chiar în primăvara asta, apare o ediție catalană, tot din jurnal. Ca să vezi cum s-a întors faptul că ai vorbit la jurnalul suedez al Gabrielei Mirenescu și apare după aceea ediția suedeză. O să încercăm acum și să discutăm și cu publicul, dar mai am câteva întrebări foarte rapide. Poate facem așa o chestie mai în viteză. Uite, deci după 90 în mod special se poate vorbi de o prezență foarte foarte diferită ca stil, ca scritură, ca genuri literare a
diasporei românești, cam pretutindeni cu autori buni care au plecat mult înainte, gen Andrei Codrescu sau Matei Vișnec în anii 80, mai încoace Anca Mizumski, Tania Țibuleac care stă la Paris și mulți alții. Unii dintre ei fiind și autori bilingvi, deci Andrei Codrescu care a scris și în engleză și în română. Cum îi încadrăm? Adică unde, cui aparțin acești scritori care sunt ai noștri, de fapt? E aceeași întrebare pe care eu mi-o pun. Sunt buni sau sunt proști? Asta e întrebarea fundamentală, nu unde trăiesc sau în ce limbă scriu. Pentru mine important e dacă ei îmi spun ceva în romanele sau în poemele lor. Unii da, alții ba. Unii sunt foarte buni, alții degeaba trăiesc la München sau mai știu eu unde, sau în America. Andrei Codrescu e un mare poet, după părerea mea, dar avem și scriitori foarte, alți scriitori foarte buni care trăiesc în alte părți. Tatiana Țibuleac e minunată, sigur. Da. Ce știm despre literaturile vecinilor noștri? Mi se pare o formidabilă literatură maghiară. Citesc acum Creasta Horke cu Satan Tango, care mi se pare minunat. Și am citit-o mulțime, Mare și alți câțiva autori. Am citit mai puțin de literatura bulgară, dar în momentul în care l-am descoperit pe Gospodinov, mi s-a părut foarte interesant. Vorbesc de, bun, sârbii, am o pasiune aparte, începând cu Danilo Kiș, Basara, știu, Milorad Pavic, bineînțeles, cu care, bineînțeles, că, deci, cred că vibrez la acest gen de literatură. Cât ne completează pe noi, vorbesc de scriitorii buni de respectivele culturi, adică cum facem ca să-i avem la noi, pentru că nu cred că avem de fiecare dată traducători buni din sârbă, din turcă, din maghiară, din și așa mai departe. Ba da, îi avem pe toți aceștia de care spui, îi avem traduși în românește, la diferite edituri. Avem colecții ca Raftul de Nisei, de asemenea o colecție la Polirom și toți acești autori au pătruns în literatura română. Eu aș spune că am putea vorbi despre un fel de boom al autorilor din Est. Tu ai menționat, l-ai menționat pe Krasna Horkai, dar este și Peter Nadas. Esterházy. Esterházy, din păcate, da. Nu mai este în viață, dar este ca... între noi. Da. Există Ulitskaya și alți scriitori ruși. Există Gospodino bulgar și alții. Există Serhii Jadan, Andruhovici, da. Zabușco din Ucraina. Absolut, deci, da. Scriitor foarte bun, pentru care, bun, ca și cum puțin pun presor cenușă pe cap, nu știu dacă există traducători pe măsura unor dintre ei. Asta, bun, se va vedea ulterior. Știu, de exemplu, că la prima ediție a lui Oran Pamuk, traducerea mai scârția, după aceea au găsit pe cineva, da, care chiar are mână de scriitor. Da, Olga Tokarczuk în Polonia. Deci este un fel de pepinieră de talente, așa cum am mai spus, în estul Europei în acest moment. Și eu zic că e un moment bun. Hai să vorbim foarte pe scurt încă despre o chestiuță. Noi toți care mergem prin licee, mai ales când mergem la țară, vedem cam ce se întâmplă în bibliotecile de acolo. Programul ăsta de a adopta o bibliotecă mi se pare formidabil. Știu că tu și Ioana aveți grijă de bibliotecile celor care o să ne citească și de acum într-o sută de ani. Da, Ioana și sora ei de fapt au o fundație care se numește Fundația Melior și care cu asta se ocupă. Eu nu sunt câteodată mai fac pe hamalul sau pe șoferul pentru această fundație, mai car pachete de cărți. Ele fac, și mai ales Ioana, fac următorul lucru. Cumpără cărți sau primesc donații de cărți, dar mai ales cumpără. Cumpără cărți din librării, cele mai frumoase cărți pentru copii. Cele mai noi și cele mai frumoase. Cărțile pentru copii sunt destul de scumpe. Așa că dacă ții seama că o astfel de bibliotecă școlară are cam 500 de volume, cheltuiala e cam de 4.000 de euro. 4-5.000 de euro pentru fiecare bibliotecă școlară. Ioana a făcut 21 de astfel de biblioteci școlare în sate românești, sate îndepărtate. Pentru copiii care nu au posibilitatea să citească, pentru că nu au acasă cărți, sunt copii mai puțin favorizați, și la școală nu au decât cărțile alea prăfuite și învechite din anii 50 pe care nu le citește nimeni, nu poate să le citească nimeni. Noi le-am dus acestor copii
cele mai frumoase cărți imaginabile, inclusiv Harry Potter, colecții complete și toate cărțile pe care și le-au visat acești copii toată viața fără să fi putut să le atingă vreodată. Și e un lucru care zic eu că este foarte bun pentru, nu neapărat pentru viitorii cititori, ci pentru viitorul acestor copii, pentru ridicarea lor, pentru, știu eu, educarea lor și așa mai departe. Pentru intrarea lor într-o lume a frumosului. Mă gândesc ce înseamnă exact pentru un copil mic o carte frumoasă și o carte făcută oarecare, mai cu seama pentru copii. Eu spun cu mare mândrie că, de exemplu, Regele Piticuț de Radu Vancu, publicat la noi, a luat premiul, nu știu ce mare premiu internațional, pentru felul în care arată o carte. Mi se pare formidabil cartea Ioane Nicolae despre creștișoarele alea de agățat, publicat într-un format deosebit la editura Cartier. Mi se pare esențial pentru cartea de copii să, ca și cum le-ai da niște vise, să nu arate coșmaruri, pentru că unele, din păcate, arată nu foarte... Cred că și Dan Coman a scos ceva, da, la cartier. Da, moară de fric, da. Și Dan Coman, da. și mulți alții. Lavinia Braniște și mai multă lume. Și am încercat să facem, de fapt, cele mai frumoase cărți, pentru că din acest colecție Codoberg vor crește coarnele boierești ale viitorilor cititori. Mai am o întrebare, după care trecem într-un o rundă foarte alertă cu publicul. Atunci când, la un moment dat, m-a sunat doamna consilier să-mi spună că vine totuși Mircea Cărtărescu și m-a întrebat dacă n-ai vrea să dialoghezi pe o scenă cu Mircea, computerul meu imediat a lucrat și m-am gândit și la un titlu, așa ca să... Am zis așa, o seară la Opera Omnia. Da, fiindcă, din fericire, Mircea Cărtărescu nu pune punct aici, nu mai este vorba încă de Opera Omnia. Mă gândeam sigur că la poemul celălalt tău, o seară la operă. Și când am citit deja în nota finală din Theodorus, următoarea frază, din voi să o citesc, sună așa: de la prima lectură a scrisorului Ion Ghica, acum 4 decenii, am știut că voi scrie odată romanul lui Theodorus, unul pseudo-istoric de imaginație în care imposibilul devine posibil pe o altă creodă temporală, într-o altă lume. Care este timpul scrierii unor cărți care te urmăresc o viață întreagă? Și înainte să răspunzi, dăm voie să citez foarte scurt din cel mai mare istoric francez în viață, discipulul Jacques Le Goff, Michel Pastoureau, spune la un moment dat despre regele ucis de un porc: oricât de extravagant ar putea să pară, ideea inițială a acestei cărți mi-a venit pe când eram încă licean. De atunci, timp de aproape jumătate de secol, n-am încetat niciodată să lucrez la acest dosar. Andrei Gid spunea și el ceva foarte asemănător, spunea: ideile pentru absolut toate cărțile mele mi-au venit până la vârsta de 30 de ani. El a trăit mult și a scris mult. 84 de ani. Da, da, da. Așa încât e normal ca ideile cele mai bune să-ți vină la tinerețe, cred eu. Un poet mai ales, dar și un prozator, însă mai ales un poet, este un om care seamănă cu un atlet. Nu-ți poți imagina un atlet de 50 de ani sau de 60 de ani. Un atlet are o perioadă de garanție, un termen de garanție. După 30 de ani el nu mai poate practica atletismul. La fel aș zice eu că este și un poet. Cele mai bune lucruri cred că le scrie în tinerețe. După aceea poate să mai aibă reușite, dar nu ca atunci. Eu am avut exact cum spuneai tu, această idee a pseudo-romanului meu istoric Theodorus, pe când, fiind un tânăr asistent și trebuind să predau literatură din secolul al XIX-lea, l-am descoperit pe Ion Ghica, care e un autor, un memorialist, nu prea cunoscut așa la noi. Și l-am citit, mi-a plăcut extraordinar de tare și într-una dintre scrisorile lui către Alexandrii am găsit acest personaj, Theodorus, care, fiind un copil de slugă în România, în Muntenia, ajunge împăratul Etiopiei. Și mie subiectul ăsta mi s-a părut extraordinar.
iată un copil care din copilărie nu se juca decât de împăratul, avea o singură obsesie, o singură nebunie să ajungă împărat, modelul lui era Napoleon și nu voia, nu visa decât să ajungă împărat. Și iată, spune Ion Ghica, după 20 și ceva de ani, i s-a realizat acest vis imposibil pentru un fecior de slugă. El ajunge împărat în Etiopia. Povestea nu e adevărată și nici nu putea fi, dar se non è vero e ben trovato. Deci eu am luat-o drept adevărată și am scris, într-un fel am inventat un mecanism, în acest roman, în Teodoros, am inventat mecanismul prin care un copil de slugă din Muntenia de la începutul secolului al XVIII-lea ar putea ajunge împărat într-o țară fabuloasă, așa cum este Etiopia. Aș spune eu că e una dintre cele mai bune cărți ale mele. Mi s-a făcut acest dar la aproape 70 de ani, iată, și sunt foarte recunoscător pentru el. Și m-am bucurat și eu foarte tare când am văzut-o tradus în franceză de acești neobositelor Enkel. Bănuiesc ce fabulos jurnal trebuie să fi fost scris de lor Enkel pe parcursul traducerii. Este o premieră și pentru mine să moderez o seară de discuție, nu într-o librărie, nu la un târg de carte, ci pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Trebuie să mărturisesc că în 79 pășeam pentru o oară în această sală. Pe scenă se juca un spectacol cu Ion Creangă și Mihai Eminescu, interpretat magistral de Valeriu Cupcea. Cred că dacă în momentul, imediat după spectacol, cineva mi-ar fi întins microfonul sau, mă rog, mi-ar fi luat la întrebări să spun ce am simțit, ce am trăit, cred că leșinam pe roc de frică. Dar, în felul ăsta, vreau să nu leșinați de frică, vreau să intrați, domniile voastre, în dialog cu Mircea și anunț o rundă foarte scurtă de întrebări. Singura mea rugăminte este să fie cât mai concise ca să reușească mai multă lume să dialogueze. Vă rog frumos, prima întrebare. Aici, da. Bună seara, mă numesc Grosu Andreea și vin din Centrul de Excelență Informatică și Cunoștințe Informaționale și fiind elevă, deseori reflectez asupra unei întrebări pe care vreau să vă adresez și dumneavoastră. Cum credeți, cum va influența inteligența artificială literatura? Foarte tare întrebare, mulțumesc mult! De la cineva tânăr, cum sunteți dumneavoastră, nu puteam aștepta altfel de întrebare decât foarte actuală și foarte interesantă. Ce să spun, dumneavoastră știți că noi trăim în vremuri absolut înspăimântătoare. Puțini oameni au prins astfel de vremuri, cu amenințări de războaie, războaie la granița noastră, lângă noi aici. Vorbeam și cu doamna președintă dimineața, este o situație teribilă pentru estul Europei, având un astfel de prieten la frontieră. Avem amenințări și din alte părți. Iată, Donald Trump este iarăși pe cai foarte mari în Statele Unite. Ce se va petrece dacă el va câștiga alegerile? Am avut pandemie. Avem tot felul de semne de felul acesta care ne fac să ne întrebăm dacă mai avem cumva vreun viitor ca specie, ca viață pe pământ și așa mai departe. Există arsenaluri nucleare peste tot în lume. Țări din lumea a treia au rachete nucleare, Pakistanul, India, Coreea de Nord, axa răului, cum se zice. Cât va mai rezista specia noastră care are o asemenea propensiune nu doar către bine și creativitate, ci și către rău, către rău, către a face rău semenului tău, a călca toate poruncile din Biblie. Inteligența artificială este încă o astfel de provocare, după părerea mea. Este o provocare extraordinară la adresa ființei omenești, a spiritului uman. Noi suntem niște biete animale care trăiesc pe pământ.
avem o inteligență firește cu o treaptă mai sus decât a celorlalte mamifere sau primate chiar, dar nu suntem nici zei, nu suntem nici îngeri. Suntem niște biete ființe care încearcă și ele să trăiască pe lume. Ei, cum o să ne vadă pe noi o inteligență care ne bate încetul cu încetul în toate domeniile? Când această inteligență artificială a bătut pentru prima dată un campion mondial la șah, a fost un șoc extraordinar, pentru că omul avea până acum privilegiul acesta de a fi campion la un joc al minții. Ei, a venit acel Blue, nu mai știu cum se numea programul acela care juca șah, și pur și simplu l-a călcat în picioare pe Kasparov, nu? Apoi au câștigat la Go. Go, care este un joc japonez mult mai complex decât șahul și care are mari campioni, niște japonezi din ăștia care nu discută cu nimeni la Go. Ei, au călcat în picioare și acești campioni. Aproape toate domeniile sunt în acest moment invadate de inteligența artificială. Oriunde te uiți, oriunde te miști, o avem cu toți în buzunar, în telefoanele mobile. Mai puțin excentrici ca tine. Așa, tu ești ferit de toate poveștile astea. Dar noi ceilalți suntem acum dependenți. Eu dacă nu mă uit la telefonul mobil jumătate de oră sau o oră, parcă îmi lipsește ceva. Dacă îl uit acasă, mă simt pierdut. El a devenit asistentul nostru personal. Ei, în ce moment vom deveni noi asistenților personali? Asta este întrebarea. În ce moment vom fi la mâna lor, ca să zicem așa? Va veni astfel de moment. Eu am citit una dintre foarte bunele cărți publicate de Humanitas în seria științifică în ultima vreme, care se numea, mi se pare, Lumea.3 sau așa ceva, în care se făceau 18 scenarii de confruntare a omului cu inteligența artificială. Din aceste 18 scenarii, 17 erau catastrofale pentru specia umană. Deci în 17, inteligența artificială, într-un fel sau altul, ne distrugea. Numai unul era un fel de șah. Deci nu câștigam noi, dar eram ținuți, îi țineam în șah. Deci este o mare amenințare. Nu e vorba de că scrie romane sau scrie poezii. În curând va scrie programele pe computer. În curând, degeaba punem noi pinul acela la carduri, pentru că îl va ghici într-o fracțiune de secundă, inteligența artificială. Deci se va prăbuși tot sistemul de siguranță al băncilor. Și multe, multe, multe alte consecințe vor fi. Unele pozitive, dar altele cel puțin ambiguie. Elon Musk acum ne bagă în creiere implanturi. Ați văzut lucrul acesta? Ei, unele vor fi pozitive. Oamenii care nu pot merge, vor merge. Oamenii care nu pot vedea, vor vedea. Dar nu cumva vom deveni toți sclavii acestui sistem? Va fi cât se poate de simplu. Apoi, chiar dacă nu, chiar dacă intențiile vor fi toate pozitive, dar aceste sisteme electronice vor putea fi hăcuite. Deci vor veni hackers care vor intra în creierul nostru și așa mai departe. Deci aceste provocări sunt foarte serioase. Iar în domeniul literar, sigur că au început deja să scrie chatul acela, a început să scrie și articole, oarecum ok, și povestiri și poezii și tot ce vreți. Creativitatea umană și inteligența umană, după părerea mea, sunt într-un uriaș pericol în acest moment. Aș vrea să nu fie așa. Bună seara, mă numesc Mariana și am cuvinte de apreciere și respect pentru toți organizatorii și prezența dumneavoastră aici. A fost o seară extraordinară, cu emoții profunde. Vreau să vă întreb cum organizați sau ce relație aveți cu criticul interior.
când știți să-l ascultați, când știți să-l ignorați și când aveți convingerea că opera este finită și criticul interior stă pe pauză. Vă mulțumesc. Nu am înțeles bine ce m-ați întrebat. Relația mea cu ce? Cu criticul interior. Cu criticul interior. Ăia exterior sunt mai răi. De ăsta interior nu mi-e frică. Da. Eu nu mă autocenzurez de obicei. Nu cred că e o soluție asta să nu spui ce gândești. Pentru că, în definitiv, gândiți-vă la Ladima lui Camil Petrescu. El spunea, eu sunt jurnalist, dacă nu scriu ce gândesc, de ce să mai scriu? Eu cred că orice om cinstit ar trebui să gândească așa, nu trebuie să fim diplomatici până la capăt. Sigur, trebuie să fim decenți cu toată lumea, să nu jignim pe nimeni, să nu insultăm pe nimeni, dar trebuie să și spunem ce gândim. Foarte corect, foarte direct și foarte ferm. Deci criticul interior pentru mine nu este o problemă, poate pentru alții. Vă mulțumesc! Ați spus că exista lumea literară, acum nu mai este. Vă rog, erau cumva scritorii mai prietenoși, erau mai buni. Cum ați motiva lipsa acestei lumi literare? M-am întrebat și eu de multe ori, nu am un răspuns limpede. Se poate să fie o întâmplare. Există epoci mai bune și epoci mai puțin faste pentru literatură. Dar eu cred că ține de prestigiul literar, de prestigiul literaturii. Eu cred că ceea ce s-a prăbușit în ultima vreme este prestigiul literaturii. Acum 30 de ani, în epocile despre care am vorbit, literatura era foarte prestigioasă. Existau idoli pe care noi îi aveam cu toții, cei despre care am vorbit și alții. Pentru noi era foarte important să fii scriitor. Îi iubeam pe scriitori, îi admiram. Astăzi scriitorii nu-i mai vezi la televizor, nu-i mai vezi la radio, nu-i mai vezi nicăieri. Peste tot vezi vedetele de toate felurile. Maneliștii, politicienii corupți, aceștia sunt cei pe care îi vede toată lumea la televizor. Oamenii nu mai sunt atât de preocupați de literatură, de romane, de poezii, nici nu mai au destul timp. Lumea de azi a devenit mai complexă și mai plină de entertainment, mai plină de distracții. Distracții de toate felurile. Pierdem 4-5 ore pe zi cu telefonul mobil. Tu nu ai probleme, dar noi ceilalți avem. Pierdem timpul pe Netflix, pierdem timpul nu mai știu pe unde. Când să mai găsim timp să mai citim? Vă mărturisesc că nici eu nu mai citesc cum citeam înainte. Să nu fim ipocriți. Nimeni nu mai citește cum citea înainte. Dar măcar, să zicem, 20 de cărți pe an mai poate citi cineva, nu? Și eu contez că mai sunt mulți oameni care iubesc în continuare scrisul, literatura și mai citesc. Dar constelația Gutenberg, cea care 500 de ani a guvernat viața oamenilor, ea începe să se dizolve. Există un pasaj celebru în Cocoșatul de la Notre Dame al lui Victor Hugo, chiar la începutul romanului, în care un personaj îi arată altui personaj mai întâi clopotnița, catedrala care se vedea pe geam, și apoi îi arată la carte, o carte care era deschisă pe pupitru. Era în evul mediu, Gutenberg abia începuse să știpărească cărțile. Și îi spune personajului, aceasta, adică cartea de pe pupitru, o va distruge pe aceea, va distruge catedrala. Și într-adevăr, vreme de 500 de ani, nu catedralele au fost în centrul vieții umane, ci cărțile. Cărțile după revoluția lui Gutenberg, după revoluția tiparului. Ei, în momentul acesta, eu scot acest obiect din buzunar și spun, acesta va ucide pe aceea.
Este o nouă revoluție, o nouă revoluție a spiritului uman și eu sper din tot sufletul să avem înțelepciunea, să supraviețuim și să mergem mai departe și în această etapă în care electronicele vor prelua rolul cărții în viața oamenilor. Mai mult o întrebare retorică. Mircea, există vreo întrebare pe care ai fi vrut să ți-o pun și mea culpa, eu n-am făcut-o? Da, aș vrea să-mi pui întrebarea. Nu crezi că ar fi timpul să terminăm? Pentru că am avut o zi extraordinar de plină, care a culminat, așa cum din tulpina unei flori se desface floarea, a culminat în această seară minunată pe care am avut-o cu dumneavoastră. Mă bucur foarte tare că am fost aici și vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc foarte tare, Mircea. O să spun câteva cuvinte pe final. Mi-aș dori foarte tare ca librăriile noastre să fie la fel de pline cum s-a întâmplat în seara aceasta la Teatrul Național Mihai Eminescu. Mi-aș dori foarte tare ca la târgul de carte din vară, Bookfest, care va veni și la Chișinău și unde, repet, invitatul de onoare este Republica Moldova, să vină un public numeros, să fie cu noi. Pentru că literatura este cea care creează comunicare. Mulțumesc tare mult, Mircea! Da. Noi luăm o pauză de 5 minute, să ne tragem sufletul și după care suntem de găsit în hol unde Mircea va semna autografe pentru toți cei care nu cred atât în telefoane cât în carte. Cartea n-a dispărut, Mircea.